Bună seara la toți! Vă vorbesc de acasă, momentan, pentru a vă spune pe această cale CV-ul meu tehnic. De ce doresc acest lucru? Pentru că foarte mulți, în afară de preocupările mele artistice, cu poeme, cu videoclipuri, cu artwork și tot ce e legat de domeniul acesta, creativ, au dorit să știe câteva lucruri, cei care, bineînțeles, nu știau nimic. Și de partea mea tehnică, ca să vă spun așa. În sensul că o mare parte din viața mea am alocat-o și o aloc meserie de bază, care este cea de inginer, inginer automatizări, Electronică și telecomunicații în domeniul petrolier. Este un domeniu foarte vast. Proiectare, deci sunt axat pe acest tip de activitate, fiind și cea mai interesantă și cea mai hai să spunem, bine plătită. Cu foarte multe posibilități de a semna contracte, nu numai în România, bineînțeles, în toată lumea. Lumea asta încă e bazată pe petrol și gaze, iar ce se tot spune acum cu tot felul de panouri solare și de uh, moriști și de eoliene și de. Baterie electrice la mașini, adică sunt așa de, de un viitor foarte greu de definit, nu numai în sensul că nu îl văd realizabil încă, poate la o scară foarte redusă, și numai pentru unii, pentru că niciodată nu o să aibă toți mașini electrice, sau niciodată nu o să aibă gospodăriile toate panouri solare. Sau niciodată nu o să aibă toți curent electric din eoliene, să spunem. Dar, sigur, se fac încercări în disperarea de a înlocui energia obținută din petrol, gaze și cărbuni. Dacă cărbunii au fost parțial, în fine, înlocuiți, aici pe acolo, văd că acum sunt iarăși mise en -sen, deci puși în valoare, chiar de țări foarte dezvoltate ca Germania, pentru simplul fapt că toate procesele tehnologice necesită căldură. Deci nu există un proces tehnologic care se desfășoară așa, eu știu, la răcoarea serii, ca să spun. Deci, Nevoia de combustibil, fosili, este încă foarte mare și nu va putea fi înlocuită de cele pe care le-am menționat anterior. Sigur că e și un lucru ca să nu sperii lumea, adică nu poți să le spui, domnule, nu mai avem energie la un moment dat, sau eu știu, nu mai avem gaze, nu mai avem benzină, nu mai avem motorină, nu mai avem depozitele subterane sunt goale, sau rezervoarele de petrol sunt goale, sau la stație la PECO nu o să mai curgă strop de benzină. Chiar în seara asta am făcut plinul, venind de la Otopenie, Uh, și n-am văzut pe tot drumul mașini electrice. Mundor fi și ce cior fi făcând cu ele, nu știu, dar tot drumul mașini clasice pe bază de benzină, de motorină, unele vechi, uh, unele mai noi, uh, dar pur și simplu n-am văzut niciun automobil electric. Uh, Ca să revenim acum la CV-ul meu, ca să zic așa, n-aș vrea să fac ceva școlărește, așa, ca la uh, uh, o angajare, eu știu, simplu inginer sau... ei Funcția de actuală este CEO, International Operation Oil and Gas, uh, însă o să o luăm așa frumos, încă din timpul liceului, jumate, probabil că o parte va fi în română, o parte a acestui interviu YouTube va fi în engleză, în funcție de, sigur că da, de etapa vieții și necesitatea de a spune în română niște chestii care își pierd semnificația în engleză sau invers. Deci o să alternăm româna cu engleza. Începând să încă din liceu, în fața am o tabletă, e o tabletă, nu o să o ridic acum să, să o să vă arăt, e destul de mare, E destul de modernă, de rapidă, în care am o fișă, cum ar veni, gen LinkedIn. Dar nu este exact normal că o poți trece pe un site absolut tot ce ai făcut, sau un detaliu ce faci, sau din mai multe motive. În primul rând, poți fi pur și simplu sabotat de alții. <laughs> pentru că e concurență. Și când pe un post, de exemplu, foarte bine plătit, cum a fost acum, să spunem, 4 ani, se pot prezenta și o mie de candidați. Mai ales că acum online-ul permite acest lucru. Iar dacă ești foarte cunoscut din ce ai prezentat undeva pe un site, oricând se poate găsi cineva să denatureze ceea ce scrie acolo, să spună că nu e adevărat și tot felul de minuni de astea. S-au întâlnit în... Pentru că adică, dacă ați vă observat, nu se dau niște interviuri foarte strict la obiect. În general, ei vor să vadă ca om ce poți face pentru companie ca să o ridici, ca să aibă profit maxim ca să fie în continuare, bineînțeles, bine văzută în fața clienților, în fața guvernelor. Bineînțeles că în domeniul ăsta se, se fac contrate direct cu guvernele, direct cu președinți de țări, direct cu prim ministri se, nu se ține seama de forma de o rânduire, să zic, Că e țară capitalistă, că e țară care a ieșit în comunism, că e țară dictatorială. Deci, contractele înseamnă pur și simplu rentabilitate și nevoia de a lua de undeva benzină, petrol, de a le prelucra, de a le aduce într-o rafinărie. Nu sunt în toate țările rafinării, deci. E un domeniu în care, ca să zic, nu prea contează până la urmă cine, cum și ce. Dacă ai un produs de oferit, îl oferi și dacă se găsește cineva să-l cumpere, îl cumpără, că nu are de ales. Nu poate să zică că e dictatorul unul și că... Asta sunt povești, că povești lăutărești, cum să spune. Dacă prețul e bun, benzina e bună, merge, domne. Adică nu există așa ceva. Se fac licitații, sigur că da, se fac. Că... Depinde. Uneori se vând și absolut fără nicio licitație. Ba, și eu am primit pe e-mail și primesc în continuare oferte de, de combustibil de avion, dar cu așa cu trenurile adică cu vaporul, nu să zici că o cantitate limitată sau toate tipurile de chelosen, toate tipurile de benzină. Am pe emailul de servici acesta care este și pe LinkedIn oferte peste tot, în Statele Unite, din Brazilia, de, de a cumpăra produse petroliere de tot felul. Din Rusia sunt foarte mulți ruși, dar care nu neapărat că lucrează în Rusia. Ei pot fi oriunde. Pot fi foarte bine undeva la New York, în biroul lor și sunt o ofertă, bineînțeles că în final produsul vine din Rusia, dar afacerea se face la New York. Deci, în general, eu ignor aceste oferte pentru că eu nu, nu desfășor activități comerciale. Eu sunt pe partea de proiectare, de investiții, sigur, de să și selecție de personal, pentru că e foarte greu în timp scurt să selectezi niște echipe de care ai nevoie. În general nu găsești. De supervizare, management a proiectelor, a proiectării, sunt și mă ocup direct de managementul de proiect. Asta înseamnă inclusiv verificarea și aprobarea proiectării, încadrarea în parametri de rentabilitate și de timp a unui proiect. În general, proiecte medii și mari în ultimul timp, nu spun că cele mici nu sunt importante, sigur că da, dar se cam dau la vrac unor companii mici, pentru că nimeni nu vrea să se complice prea mult să angajeze personal pentru niște proiecte foarte mici, punctuale, care le poate lua orice firmă, le poate construi orice firmă, și deci, în general prefer să mă ocup de proiecte mari sau de proiecte medii. Sigur că da, în decursul timpului m-am ocupat și de proiecte mai micuțe, dar care erau foarte importante. Să pornim, deci, la drum. Am absolvit Liceul Ion Caragiale din Ploiești cu media 10. Asta înseamnă, media 10 la bacalaureat, înseamnă că am fost printre cei trei, mi se pare, în anul respectiv, în 1982, care au terminat și au luat la bacalaureat media 10. De 10 curat, deci nu vorbim aproximativ. Adică am avut 10 la matematică, 10 la fizică și 10 la limba și literatura română. Se poate trage o concluzie, sigur că da, că stau bine și cu română. Nu? Asta nu înseamnă că nu stau bine și cu engleza sau cu alte limbi. Dar a fost o realizare, am fost recompensat pentru asta. Mi-am amintesc când toți plecau în vacanță, eu eram chemat de directorul Carageale Liceului să plec într-o Tabără de creație la Craiova, trei săptămâni, unde am și fost. A fost destul de interesantă. E sigur, mai puțin condițiile de atunci. Era pe fostul UTC, în fine, organizată. Deci, conta totuși că puteam să-mi prezint lucrarea de diplomă care era o punte RLC cu generator de semnale. Era foarte interesantă la vremea respectivă, pentru că puteai măsura rezistențe, bobine, inductanțe și condensatoare, după principiul punții. Făcută într-o cutie personală de mine, foarte drăguț, montată, deci se putea măsura cu o precizie destul de mare pentru vremea aceea. Sigur, nu comparăm acum cu digitalele de astăzi cu uh, aparate, am acum de toate tipurile foarte moderne, uh, cu care pot măsura cu o precizie fantastică în condiții de ex, uh, uh, fără pericol de a, -a sări în aer, uh, în schelele petroliere sau în uh, instalațiile de gaze, în, uh, în uscări, în uh, mediile ex în general. Nu aș vrea să intrăm în detalii. Pentru că sunt convins că cei dintre dumneavoastră care au făcut și fac proiectare în domeniul petrol și gaze sunt sături de, de, de zone ex, de toate constrângerile care sunt. La unele companii sunt mai mari constrângerile, la unele mai mici și pe alții nici n-au auzit de ele și totul e bine să le faci că răspunzi pentru ce proiectezi. Deci, ca să spun așa. Proiectarea se face după niște normative foarte clare. Nu vorbim acum că în anii 50 se făcea după cele rusești, dar să știți că și alea erau. Gosturile erau destul de precise la vremea respectivă și impuneau o serie întreagă de. Asigur că da, au fost date la o parte, e bine că acum noi proiectăm după norme americane, după norme Uniunii Europene, după cele mai avansate, ca să spun așa, normative, specificațiile, iarăși, în general totul se lucrează în engleză. Sigur că da, în România mai sunt proiecte de gaze, de, care se mai fac și în românește, dar în general se fac bilingve, adică, de exemplu, în România se fac în română și în engleză. În Germania, de exemplu, se fac în germană și în engleză. Deci, cine a spus că noi germanii nu ma germană vor să nu e chiar așa. Fiind pe proiect de petrol și gaze, sigur că nu au de ales. Într-adevăr, germanii preferă limba germană și foarte bine că o preferă, e o limbă evoluată și literar vorbind. Acum fac comparații pentru că, fără să vreau, jumătate sunt și din domeniul artistic. Și sunt, ca să zic așa, două jumătăți. Dar mie îmi place să cred că, totuși, ingineria este de bază, Faptul că acum fac management, e, știți povestea aia cu... Când vine restructurarea într-o companie, cam zboară toți șefii și rămân aia care chiar muncesc, adică care chiar fac ceva. În proiectare, într-adevăr, sunt puțini care nu fac nimic, pentru că nu e ca în birourile de stat, unde, mă rog, sunt tot felul de posturi, călduțe în care te poți deconecta. Deci, în proiectare, cum să spun, dacă nu ești apt și nu dai rezultate și nu proiectezi de sarcapacele, la cel mai serios mod vorbind, nu te ține nimeni, pentru că trebuie să te plătească la sfârșit de lună. Ori tu, dacă n-ai făcut un proiect de cel puțin 5 ori ca valoare încasabilă pe el. Cel puțin 5 ori e salariul care îl ai, devii un om nerentabil, care treptat, treptat e izolat și dacă nu, până la urmă ieși și dat afară. Dacă nu cumva, compania dă singură faliment. Pentru că aici e și o problemă: să te menții ca firmă de proiectare în domeniul petrol și gaze este foarte greu. Sunt tradiții aici, sunt o felul de, de tipi care, în fine, au prins timpurile vechi, au relațiile vechi, cine spune că nu contează relațiile și uh, să dă totul numai la licitație, uh, greșește fundamental. Nici în economia uh, liberă de piață nu există numai licitație. Se mai dă și pe blazon. Uh, Eu nu că știm noi că firma respectivă ne înțelegem bine și are specialiști buni și le fac sigur. Deci nu există să rămânem de căruță eu știu, pe prietenii între patroni, deci nu, între stat și firma privată, într-adevăr, e o problemă aici. Deși nu mereu poți să spui că omul ăla se corupe, care eu știu, a negociat mai prost prețul unui proiect plătit din banii statului. Domne, până la urmă e economie de piață și dacă ne place și dacă nu, nu e treaba DNA-ului și în alte țări structuri similare. Sigur că sunt și țări care nu au deloc structura asta. Nu e treaba lor să aprecieze corupția după nivelul la care ai achiziționat un proiect. Ca manager a stat. Pentru că, domne, doamne, că atât-al duce capul pe omul. Și a cedat la un preț care era prea mare. sau eu știu, și... A, în momentul în care se dovedește că ai luat niște bani și uh, sunt probe foarte clare, nu mai discutăm. Dar, uh, în general, uh, între companiile private nu există așa ceva. Pentru că ce are însemna corupție între două firme private? Zvine, uh, adică eu dacă primesc pe e-mail de la un rus și uh, nu știu ce, o ofertă de vagoane, de combustibil, de avioane, și nu, înseamnă că uh, eu știu, am vreo șustă cu omul sau că îmi trădesc compania care uh, mă plătește sau. Uh, mă, nu, domne, e o ofertă, zboară pe internet ăsta tot felul de chestii, totul e să nu răspund, în mod. Uh, în care să dezavantajezi firma. Sau eu știu, să te gândești tu că, hai să fac eu cu asta o chestie. Că în primul rând nu ai voie, dar fiind sigur că da, situația actuală cu război și cu... Dar, de exemplu, dau exemplu Iranului, care Iranul în prima fază, după embargo, Teoretic nu mai avea voie nimic, nici să cumpere ceva pentru domeniul ăsta, nici să facă un proiect. Sigur că dacă viața îi obligă și pe ei să-și exploateze, nu? Și gazele și petrolul care l-au. Și au găsit alte, bineînțeles, mijloace că, până la urmă, te întreb că, domne, cine a dat embargo, o vinde și e, componente, până la urmă, și tot felul de ansamble e, Iranului. E, sigur că, da, nu se mai face contractul la Londra, dar e, același contract se poate semna și la Istanbul. Deci, e, cum să spun... E, nu e nimic așa fixat în cuie încât să zic domnule, asta e ilegală sau asta e mai puțin legală sau nici de cum. Deci în domeniul asta al afacerilor întotdeauna va exista unul care cumpără ceva mai scump pentru că pur și simplu are. Are bani și nu îi convine să stea prea mult la să caute prețul cel mai mic de pe piață la un produs sau la un proiect. Nu îl cumpără. Dacă îl găsește, îl cumpără. Bine, nu, nu dau acum exemplu că să cumperi, nu știu ce, cu banii statului, de 100 de ori mai scumpe decât vecinul tău care le ia de 100 de ori mai ieftine. Nu. Deci acelea sunt, într-adevăr, sunt... Eu n-am avut însă de-a face și faptul că m-am ținut de proiectare. Nu am ținut de, eu știu ce, vin din mediu efectiv de, de execuție a proiectării. Deci nu am devenit așa peste noapte un manager, eu știu, un șef de sală, un șef de scaun, de care să împiedică toți, care comandă la toți. Nu, deci eu știu, am mâncat pe pâine proiectarea și știu că este foarte dificilă, foarte dificilă, mai ales dacă îți schimbi la un moment dat traiectoria de carieră. Tu spui, ah, sunt inginer, păi ce, știu orice. Da, uite, sunt inginer. Eu la automatizare am făcut cu decanicul, decanul de la automatică și am luat 10, 3 de 10 la el în anul 4 și anul 5. Deci 3 de 10 cu mare profesor universitar din București, decan la automatică, nu vreau să pronunț nume aici, că nu, nu, nu are rost, dar să știuți respectiv. Deci aș fi putut să zic când m-am apucat serios de proiectare că știu totul, că e răstorn pe aia, nici deci, de acum. Doamne, una e teoria, să fie foarte clar. Ei în facultate poți să fi de 10 la teorie. Dar când vii să faci un proiect în care întinzi un cearșaf pe un pat și ai o mie de documente de livrat, în cel mai scurt timp posibil și cel mai bine, în momentul ăla zici, doamne, nu știu nimic aproape, de fapt. Deși, doamne, știi, că, cum să spun... Privești cu ochii celui care înțelege tot. Dar îți trebuia experiență și o perioadă lungă ca să reușești să faci acele documente. Și aici în proiectare mai e și altă. Fiecare companie, fiecare uh, operator petrolier vrea altfel. Deci vrea în stilul lui să-i proiectezi. Nu au toți aceeași măsură. Unul vrea într-un fel, unul e ei, și chestia asta că s la unul la altul, e o este, te, te termină, cum să spun, din punct de vedere al... Noi trebuie să ne raportăm mereu la niște, v-am spus, la niște documente primare, dar până la urmă trebuie să te conformezi clientului, pentru că nu poți să-i bagi un proiect, să zici, nu, nu, faci ca mine, Că e bine și, eventual, dacă te costă atâta, bine, dacă nu, iarăși bine. Nu, el, în general, îți dă o oarecare marjă de libertate. Sigur că dacă proiectantul răspunde, deci nu poate cineva să-ți impună ție, să-ți dea peste mână și să zică, domne, proiectezi niște prostii care ți le spun eu la un pahar de, de bere. Nu, totul e organizat. E o muncă plăcută, sigur, de birou, mai neplăcută când te duci pe teren și ori ai o căldură de aia de 50 de grade la umbră, de simți că ți-a -ți respirația, ori ai un fric de la de minus 25 de grade, când lovești cu mâna o conductă, simți că ți se sparge și mai puțin plăcut când stai, de exemplu, undeva pe teren, și îți plouă în cap și n-ai unde să te ascunzi. Îți dau exemplu, o stație de compresoare, care e închisă, compresoarele stau bine mersi și tu stai pe afară pe acolo, pe lângă ea, și n-ai unde să, să spui gluga în cap, că n-ai și casca, casca de protecție. Păi te plouă efectiv în cap și n-ai unde, că aia nu stau acolo și aia vin din când în când, numai să vadă și tu ca proiectant trebuie să faci treaba, nu să iei o antemăsurătoare, să vezi situația existentă în teren. Deci am trecut în toate astea, știu cum sunt. Nu înseamnă când ajungi la alt nivel, nu înseamnă că nu mai apreciez toate lucrurile astea de la bază. Până la urmă, ăștia aduc banii dacă ei să care munce și se chinui să chinuie acolo, să, proiecteze, să facă, să deseneze. Noi avem și o mare problemă aici. Deci înainte, ca ingineri proiectanți, aveam într-un birou 50 de desenatori la planșetă. Nu exista autocad, sigur că da, însă, domnule, ca inginer te puteai Concentra pe partea științifică a procesului tehnologic, îl puteai înțelege foarte bine, aveai timp pentru asta și nu-ți mai consuma energia tot dând clicuri și mii de clicuri pe desene de autocad, pe foi Excel, pe foi Word și pe alte tot felul de programele care îți calculează diverse rog, diversi parametri din, din proiect. Deci, aveai timp să fii inginer, cu alte cuvinte. Și un inginer foarte bun proiectant. De aceea, să știți că lumea asta a mers înainte în orice societate. Pentru că inginerii, să nu erau lăsați să fie ingineri. Păi, după chestia asta cu revoluția, noi, patroni, așa care, să zicem, au ajuns în diverse circumstanțe, primul lucru a fost să dea afară toți de când au văzut că apare un prăpădit de autocad pe dischete și un Windows de la mai multe enerva când deschideai calculatorul. Vreun 286, vreun 386, vreun Pentium de la incipient și normal că vechi ingineri nu cunoșteau tehnică de calcul, nu cunoșteau autocad, dar nici nu aveau nevoie, domne, pentru că erau ingineri și folosiți ca ingineri. Nu erau folosiți ca desenatori. Acum, tinerii proiectanți, dacă nu știu AutoCAD, dacă nu știu Word, dacă nu știu Excel, dacă nu știu încă 15 programe care să folosesc la așa zis angajator, nu au nicio șansă, pentru că firma ar însemna să angajeze Oameni care să facă asta și el să fie într-adevăr numai inginer. Nu, ori acum te pune ca inginer să faci, mă uit, munci de desenator. Dar, domne, treziți-vă odată. Asta e valabil în țările astea mai dezorganizate. Eu de în Germania, în Italia, n-ai să vezi un inginer, domne, chinuindu-se cu autocadul. A, că trage o linie, că trage. Eu știu ce, mă rog, modifică uh, o instalație cu totul altceva, dar nu-l face el de la zero de ăla. Pentru asta are funcția de cad, de tehnician cad, care în România eu nu o văd, n-am mai văzut-o, nu știu. Să fie evaporat, ce naiba se întâmplă? Adică, de ce-l pui pe inginerul ăla, la, după ce are salariul care îl are în România, uh, adică mic sau foarte mic, îl mai pui să deseneze și cât desenează doi cad, doi tehnicieni cad. Păi, domne, marile proiecte, dacă n-ai colectiv de cad, pe lângă proces, pe lângă control, pe lângă instrumentație, pe lângă piping, pe lângă electric și tot ce mai vreți în acel proiect, în afară, Ești mort pentru că nu. E, e un volum enorm de muncă. Deci n-ar putea săra cu inginer să-l încarci cu atâta. Ori e, nici nu are rost să fii inginer un om care nu mai desenează. Bun, trebuie să deseneze bine, asta e partea a doua. Dar el nu trebuie să știe neapărat proces, nu trebuie să știe instrumentație, nu trebuie să știe decât în linii mari, sigur că da bineînțeles că vorbim de domeniul petrol și gaze oamenii sunt cumva calați pe asta deci nu sunt veniți de pe marte dar ai banii necesari să plătești până la 10 de senatori hai să-i zicem până la urmă că sunt tehnicieni cad ei desenează în mediul de calculator nu desenează la planșetă dar de fapt ei au preluat munca celor desenatori de la planșetă, care erau până la 50 de desenatoare într-un colectiv. Și inginerii erau, să zicem, 5. 4-5, cu șef cu tot. Deci, totul era organizat. Nu exista nici înainte că nu știu cine, și că s-a zis de la partid. Astea sunt povești, domne. Proiectele trebuiau fundamentate tehnico-economic, trebuiau fundamentate foarte bine, după plus că găseai greu anumite chestii care să le folosești în, în realizarea unui proiect. Acum găsești orice, ne banțai. Deci găsești absolut orice. Sunt producătorii care oferă totul. Bineînțeles că e discuția asta cu uh, chinezăriile care ne omoară mereu, în sensul că până la urmă cât de tare ar fi acel beneficiar să uită pe proiectul tău, domnule, dar dacă iau în China nu-i de 10 ori mai ieftin robinetul ăsta automatizat? Da, da, e mai ieftin. A, hai să le luăm de acolo. Și, și ia 20 de bucăți de acolo, le pune pe câmp și să le merg vreo două săptămâni și după aia le schimbă și pun originale care erau prevăzute în proiect, de fapt. Că nimeni nu, 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 nu dă specificație de așa ceva să te duci să le dă în China. Deci, nu. Nu există așa ceva. Sunt companii foarte serioase care de sute de ani fac asta. Deci, nu te apuci tu acum să duci să dai să... că e mai ieftin de 10 ori. E mai ieftin de 10 ori, dar nu, ori sare în aer, Doamne ferește, ori nu-și face treaba, ori mai mor niște oameni pe acolo la operare. Deci, vreau să spun că în domeniul ăsta al proiectării răspunzi. Deci nu există, ca văd și eu în alte domenii, eu nu răspund. Ce, domeniu eu nu răspund? Adică ce, un procuror care greșește fundamental trebuie să răspundă până la urmă. Bun, ai băgat, sau un judecător care a judecat greșit un om și l-a băgat la închisoare. Pentru că sunt câteva faze, nu? E faza de fond, e faza de apel și gata, rămâne definitivă. Dar se poate întâmpla ca cu toată această etapizare să, să fie cineva băgat la închisoare nevinovat. Adică, cum nu înseamnă. Ce înseamnă aia, eu nu răspund? Adică ce e ești zeu? E ești semizeu? Numai semzei, numai zeu să, eu știu, nu răspundea. Adică de ce un inginer proiectant poate să răspundă dacă sare are o instalație în aer și un judecător nu răspunde dacă greșește? Și îl bagă pe unul la închisoare, de face, să zicem, trei ani pe degeaba. Și după aia se demonstrează că a făcut pe degeaba, dar e prea târziu, nu? De ce să nu răspundă? Deci niște chestii ca cu pensiile speciale, domne. Deci, Uniunea Europeană urlă de acolo să se desfințeze pensiile speciale și la noi aici nu, nu, nu se poate, că e Curtea Constituțională care a spus că e constituțional. Păi, stai puțin, ori suntem în Uniunea Europeană, ori suntem în Bandustania, unde nu știu ce, curte a decis nu știu ce. Deci, s-a ajuns la niște chestii incredibile în România, adică tăia spun că nu e normal să fie așa, să ieși la 45 de ani la pensie. Cu o pensie enormă. Și că așa, cum să spun, s-a stabilit odată, până în anii 90, de cine a stabilit? Tot ei au stabilit, nu? Tot ei și-au stabilit și pensiile, și vârsta de pensionare, și tot. Deci nu a fost ceva preluat, eu știu, de la niște entități avansate, de la vreun institut de magistratură. Mă uitam în Statele Unite, domne, sau în Canada. Sunt judecători la 80 de ani care profesează. Păi, dăm voie să am încredere în omul ăla, pentru că are o experiență deosebită. Păi dacă la noi la 43 de ani iese la pensie un judecător, cum când să mai adune experiență? Și cum să nu răspundă? Dom'le, în lumea asta oricine greșește trebuie să răspundă. Nu unii răspund, unii nu răspund. Adică ne împărțim în două sau cum. Deci asta e ceva incredibil care se întâmplă, care se întâmplă în România. Dom'le, ori nu poate să fie pentru unul mama, pentru altă ciumă. Răspunderea în meserie trebuie să fie general obligatorie. La fel vârsta de pensionare. Adică de ce? Uite, eu aș vrea să, mă, na, să nu mă mai chinui, să dorm, să mă distrez, să mă plimb. De ce mi pui mie 65? Ba, să discută chiar de 67. Curând o să se discute de 70. Așa ca să nu o mai apuși niciodată. Și pe el alții vezi cum tot felul de puști ies în, în, la pensie la 45 de ani. Dar cum, domne, cum e posibil așa ceva? Și când vine și Uniunea Europeană și spune, desfințați, domne, pensiile speciale, uniformizați vârsta de pensionare la toți. Să fie, deci, n-am zis să fie la toți 67 de ani. Dar poate să fie la toți la 63, poftim, sau la 65. Care e problema? Dar, domne, e o echitate, nu? Bun, care are depuși bani la pensii private, la tot felul de societăți de-astea financiare, nu are decât, e treaba lui să aibă pensie și de un milion de euro, dacă a plătit și are dreptul. Dar nu tragi de la stat Că așa a zis cineva până în 90, că, că, tu trebuie să ai 15.000 de euro pensie la 45 de ani. Dom'le, cum e posibil? Dar vă dați seama cum ne, cum ne, privesc țările alea, că sunt și acolo oameni de domne. Nu sunt numai de ăștia care ne vând nou gogoșar la săl gros. Păi în Germania sunt și oameni de ștepți, nu? Cu școală multă. În Statele Unite la fel, în Canada, în Anglia în Franța. Și ăștia văd imediat ce se întâmplă în România. Degeaba te duci tu după aia cu soborul de preoți la Uniunea Europeană. Pentru că ei știu deja ce anomalii totale se, se întâmplă aici. Adică cum, eu îți dau bani de la... Asta nu e politică, asta e pur și simplu management. Adică eu ca Uniunea Europeană îți dau bani să te dezvolți, să cât de cât să faci un pas în față, Adică să nu fie ca vorba aia, Ucraina sau ca săracii, alte popoare, nu neapărat ei, care n-au niciun ban, stau într-o sărăcie totală, n-au investiții, nu au nimic, nimic, nimic și trebuie să dai pe mâine. Adică ei, ei vin cu banii ăștia europeni și vor să te dezvolte. Și tu ai două direcții fundamental greșite. Una, nu ești în stare să absorbi banii pentru că nu ai proiecte și nu ai cine să ți le facă. Uh, și al doua, uh, banii îi dai și ei din ei și le dai la speciale. Dom Hai, domne, că e, 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 e urlător la cer. Adică ăia îți dă bani să te dezvolți, să faci investiții și tu ai de plătit, nu, ai de pensii speciale. Și la 45 de ani. Deci, eu nu-mi dau seama, m mă, gândesc de multe ori să nu te de, de afară. Din nu e. Să nu zic într-o zi, doamne, dom, afară România din UE. e. Pentru că ne mai înțelegem cu ei. Ei au hotărât la nivel de curte constituțională că e constituțional să iei 15.000 de euro la 45 de ani. Și să iei vorba aia, dacă trăiești 90 de ani, iei 45 de ani suma asta. Pentru că așa a hotărât Curtea Constituțională în anii 90. Păi, oare acum tot ce s-a întâmplat în anii 90 e valabil, așa? E de neclintit, sau cum? Ce să înțelege? Păi, așa poate și comunismul era de neclintit, nu? Păi și aia se credeau probabil pe vecie. Nu? Și cu toate astea, la un moment dat, au trebuit să părăsească. Care cum, ca puternicile, că au rămas la noi tot acest. Vei e cu totul altceva. Însă, aici vreau să ajung. Managementul resurselor financiare este foarte important în proiectare. Oare dacă nu știi să-ți motivezi anumiți oameni care au rezultate deosebite, care îți pot face uh, foarte precis și foarte repede uh, niște bucăți de proiect. Uh, și merge așa pe un management uh, orientat mai mult pe rezultate, ca să zic, că lasă să am proiectul gata pe 6 iunie. Uh, nu, nu obții rezultate bune. De ne -ne, -ne motivăm pe cei mai buni într-un colectiv de proiectare, uh, intervine uh, automulțumirea și. De multe ori pierd timpul, sigur, ies la o țigară și practic stagnează proiectul, adică nu, nu e în drumul în care ar trebui să fie. Deci trebuie să ai niște fonduri la dispoziție pe care să stimuleze elitele. Nu știu în România cum mai e, dar așa se procedează peste tot. Sunt Poți mă rog, să zici prime, dar de fapt sunt uh, niște stimulente financiare pentru cei foarte buni. Uh, în al doilea rând, uh, nu angaja prea mulți. Pentru că s-ar putea să-i ții, uh, să n-ai să le dai de lucru, uh, sau să, chiar să n-ai proiecte, uh, sau să fie oprită finanțarea unor proiecte. Mi s-a întâmplat chestia asta. Uh, mai ales la trecerea între faze de la, eu știu, feed, la detaliu, de la... e posibil să se suspende. Sau să se schimbe proiectantul. Fără voia ta. Bineînțeles că tu vrei să rămâi, să faci treabă, să îți duci proiectul la, la bun sfârșit, dar nu întotdeauna se poate întâmpla asta. Și te trezești că rămâi, că ai fi știut că un an de acum încolo ai cu ce să te ocupi, cu un detaliu, de exemplu. Un proiect în detaliu și să afli, poftim, din Malaezia, că a fost preferată altă firmă la detaliu. Păi, te-ai chinuit la FIDO la șase luni sau trei luni, ai investit și resurse, ai cunoscut proiectul, ai cunoscut terenul și îl pierzi așa peste noapte, pentru că n-ai știut să-l. nu să-l negociezi, n-ai știut să-l păstrezi nu mai e vorba de negociere că nu e ca la piață, când dai uh, uh, coana uh, mărarul sau uh, Nu, că iau mai ieftin de la vecinul. Nu e chiar așa. Uh, Ei te apreciază, sigur că da, că le faci treabă, dar dacă văd că în altă parte se face o treabă și mai bună, nu uh, neapărat cu mai puțin bani, poate cu aceiași bani, uh, imediat uh, comută. Deci, cu o pur și simplu e chestie de două-trei săptămâni în care uh, poți uh, pierde un proiect foarte bănos pentru tine ca proiectant. Uh, așa că v-am introdus în managementul de proiect cu reflexii și la, mă rog, sociale. Uh, nu o să facem absolut uh, niciodată politică, sau eu știu. Să uh, vorbim de rău pe nu știu cine, nu o să găsiți la mine așa ceva, pentru că îmi dau seama că uh, sunt niște probleme mari de tot de rezolvat și pur și simplu poate că nimeni nu le poate rezolva uh, la un moment dat și într-o anumită țară. Deci eu am văzut și țări în care au explodat tehnologic, au explodat uh, 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 condițiile de viață. Cel mai bun exemplu este UAE, Qatar, care, eu știu, acum 30 de ani erau cu cortul și camila. Uitați ce minunăție acum! e adevărat că e clima aia nenorocită și n-aș dori la nimeni să, să trăiască acolo, să-și să ducă viața acolo de zi cu zi, pentru că noi nu suntem făcuți pentru a rezista. Pentru zonele alea sunt buni ei, în primul rând, care s-au născut acolo, dar ei nu lucrează, ei pur și simplu beneficiază de bogățiile lor care le au înțeles tot așa distribuite de cei care îi conduc. Și aici și mai rezistă asiatici, pentru că ei sunt obișnuiți să, să muncească la temperaturi foarte înalte. Am văzut, de exemplu, echipe de sudori indieni, nu să creez, se vine să se duceau, în, se în deșert, unde să sudau conducte, sau diverse schele, sau structuri de rezistență, de susținere a unor utilaje, și sudau continuu la. Vă dați seama că la, la soare putea fi și 60 de grade, poate peste 60 de grade. Sudau continuu fără să-și pună la nas nimic. Respirau aerul la fierbinte și plus de la sudură. Te înclăzești și de la sudură când sudezi continuu 8 ore, 10 ore. Adică îți fierbe, dar ei sunt altfel pentru că așa au trăit. Noi nu am trăit așa. Noi, de când de mici, am fost obișnuit cu climat temperat, iarna să fie, câteodată era minus 15, dar mai rar, dar așa, la între 0 și 25 de grade era înainte. O lua etapizat, sigur, primăvara era primăvara, toamna era toamnă, și vara noi erau exagerat de fierbinți. Deci nu avem structura noastră anatomică să duc săracii, să chinuie românia am văzut. Să să mai și mori, pentru că crapă vorba aia, oțelul care îl arunci în apă rece. Da, păi, omul. Deci pentru niște bani se și moare și nu doar pe nimeni, pur și simplu ei, acolo merg toți înainte, deci nu nu contează. Mori în urmă, bă, ei merg înainte, nu-i interesează ce și cum, când s-au murit. E interesant că își fac clădirile astea foarte înalte, probabil că solul le permite, deși mă cam miră că doar e pe cumva un sol de plajă acolo, de, ar trebui să fie nisipos, dar. În fine, ne fiind geolog la bază, Probabil că s-au găsit soluții. De... Dar mă întreb pentru ce le face? Pentru cine că să fie așa amator să te duci să cumperi un apartament acolo, da, poate dacă ai n-ai ce face cu banii. Dar să faci ce acolo? Să. Adică, ce ai putea să faci ca să te distrezi, și nu așa cu numele, să știi că ai un apartament în Abu Dhabi sau în Dubai sau eu știu pe unde. Sau în Doha. Deci eu am fost peste tot acolo și n-am știut cum să mă întorc mai repede acasă. E adevărat, erau bani, n-aș putea să zice, dar și viața e scumpă. Cel mai scumpă, cel mai scumpă și mai scumpă e în Dubai, apoi în Abu Dhabi și apoi în Doha. Cam asta e ordinea. Dar și în celelalte orășele care le au ei, viața e scumpă. Pentru că tot ce au ei acolo sunt aduse din Europa, din America Latină, fructe, eu știu, toate alimentele, apă, iarăși. Ei nu au, domne, râuri. Cum e în România, râuri cu apă potabilă, de faci baraje și ai să bea într-un baraj de ăsta, cum e la nu trei orașe pe zeci de ani. Acolo totul se distilează, se, uh, se, uh, cum să spune, se fabrică. Deci ei își fabrică apa și bineînțeles o importă de la, de la alții care au apă de, și noi, sigur, dăm apă minerală, apă plată. E foarte recunoscută, dar nu vreau să dau marci acum. Dar toate astea costă. Deci ca să duci niște lucruri tocmai până acolo, costă. Și ai cine să le plătească? Cei de acolo care le consumă, evident. Deci degeaba ai tu salariu bun, să zicem 30.000 de UAE. Uh, ar părea foarte încântător, dar să vezi acolo cum nu ți ajunge. Cum dai jumate din el sau o trimie, o dai pe un apartament uh, modest până la urmă, poți să-i spui. Aia ah, că are ce-i trebuie, are uh, frigider, are aragaz, are aer condiționat. Dar normal că trebuie să aibă aer condiționat, că altfel ai căpia în el, ai luat foc. Deci nu, asta nu înseamnă că ai tot ce trebuie. Ai ce au toți acolo? Deci nu există. Până și într-un uh, într container de metal, uh, de ăsta pe șantier, sunt z -z agățate de el 10 aparate de aer condiționat. pe păi altfel ar, ar lua fapt din dinăuntru. N-ar mai exista acolo nici șef de șantier, nici echipă tehnică, nici tehnicien, nici proiectant. N-ar mai exista nimeni decât, uh, eu știu, nisip. Nisip fierbinte. Pentru uh, într-adevăr, cel mai crunt uh, moment e când uh, ieși, de exemplu, dintr-o asemenea așezământ de șantier, unde, să zicem, că fac uh, răcoresc cu aer condiționat uh, destul de bine, și când ieși afară, e o diferență atât de mare încât simți că e foc. Deci, de la rece la din interior, ieșind afară, simți pur și simplu, dar nu că e foc. Simți că nu mai poți respira la un moment dat, că leșin. Au fost români care au căzut jos. Și a trebuit să-i trimite acasă cu tot contractul. Acolo se un contract cu șeicul pe un an obligatoriu. Iar dacă nu te ții de el, e, e jale. În sensul că șeicul acolo e și judecător, e și... e cam toate alea. Adică dacă te pui rău și nu îți dai interesul și te vede că vrei să te fofilezi, Uh, o să ajungi la închisoare. La ei acolo și nu te mai scoate nimeni. Deci, cu alte cuvinte, dacă uh, te-ai pus rău, ai pus-o rău cu șeicul, uh, riști mult. Nu mai vorbesc de droguri, cum ați auzit toți, probabil, cu, cu Malaezia, pe zona aia. Deci, vorbim de, uh, eu știu, de comportamentul care l ai în contractul de un an. Uh, dacă te simt aia că te-ai dus numai să le iei banii și să le cheltui timpul și să și nu îți dai interesul și nu muncești cum trebuie, uh, ai încurcat-o. Nu știu, e foarte riscant. S-ar putea să nu te întorci în țară după un an de zile. Să te mai țină un an acolo. Deci, mare atenție. Uh, cei care semnează astfel de contracte uh, sunt foarte pompoase, vin cu tot felul de reprezentanți, de șef, de directori. Mari, așa, dar după aia, când ajunge acolo, ești la execuție și da, te plătește, că cum să spun, nu te duce acolo să fii, nu te aduce să fii șef acolo. E șef sunt ei, domne. Șef sunt americanii, sigur, în țările arabe. Șef sunt englezi șef sunt cei care i-au prins de la început și i-au educat, i-au luat copiii. Le-au luat copiii la, copii, la și aici, i-au școlit în universitățile din Statele Unite, din uh, Anglia. Din... Deci ăștia, practic, conduc. Uh, nu românii. Dar, sigur, românul poate și el, dacă e bun așa și uh, să fie plătit bine. Uh, da am atâta. Să uh, facă pe marele șef acolo, pentru că ai, uh, ei sunt sătui de ăștia. De deci nu au nevoie de așa ceva. Vă dați seama au nevoie de, într-adevăr, de oameni nu să le facă proiectele care le au, să ia banii cu ele, să, uh, pentru că ei tot vând, tot vând, în continuu, e un flux continuu și în continuu aduc resurse din alte părți, în continuu trimit uh, uh, materia primă, de exemplu, gazele chefiate, sunt vasele acelea care pleacă la jumătate de oră, uh, cu patru rezervoare și Practic există rute pentru ele continue. Și continuu trebuie să le funcționeze toată chestia asta. Deci nu numai vasele. Păi și ca să faci gazele alea lichifiate, trebuie o serie întreagă de echipamente, de proces, de automatizări, de iarăși de conducte, de rezervoare, de... și alea rotunde, ca niște sfere. Sunt super automatizate și sunt super protejate la de ce ar fi să mai explodeze așa, de când în când, câte o, o sferă de aia plină de gaz. Să, vezi cum să scufundă vasele pe ocean. Deci, totul este proiectat. Totul este foarte sigur și de-aia nu se întâmplă. Deci, ce se mai întâmplă așa? Anumite rafinării sau fabrici chimice, într-adevăr, care Uh, au un moment de, de lăsare, eu știu, în, a respecta anumite prevederi uh, în sensul prevenirii incendiilor, exploziilor și toate astea. Uh, un lucru foarte important în petrol și gaze. Deci, prevenirea, stingerea, sigur. Deja când la ai cu stingerea, e mai greu, dar Prevenirea incendiilor, senzorii, sigur, centrale de alarmare peste tot. Uh, să prinzi totul în faza de fum. E bine să nu existe faza de fum, dar se mai întâmplă. Și. Uh, uh, un sfat al meu, așa. Uh, domne, dacă, nu, dacă ești tu în timp ăsta așa mai plinuț, uh, nu te duce în zona aia. Mai așa mai. Uh, cum să spun, nu gras, nu, te, nu neapărat că ești gras, adică mai plinuț, în sensul că mai, mai, pufos, așa ca să zic, nu te duce în zona aia, pentru că vei avea un fenomen de deshidratare groaznic și nu ai cum să-l oprești. Și devii ca o stafie la un moment dat. Deci devii stafie și poți să mori de deshidratare. Și am văzut că țin mai bine cei uscați, foarte slabi. Dar iarăși e o chestie că și ei slab trebuie să mănânce și să fie bine hrăniți. Pentru că dacă nu dai organismului ce-i trebuie, până la urmă cedează. Că ești gras, că ești slab, tot aia e. Dar totuși țin mai bine. Da, și indienii sunt, sunt micuți așa și slabi, și, dar ei sunt obișnuiți cu clima. Cu Clima foarte caldă și asiaticii care mai lucrează pe acolo. Sunt tot felul de națiuni de-astea asiatice care sunt obișnuiți și cu umiditatea, și cu scăciunea, și cu căldura. Problema lor e că nu au specialiști buni. Ei sunt obișnuiți să muncească, stau în colonii mari, în grupuri mari de muncitori, au un șef al lor, în fine, dar nu, nu, nu au proiectanți, nu au oameni care să cum să spun, să să facă un proiect, să îl urmărească până la capăt. Ei, asta, trebuie să sudeze, să duc, sudează o mie de țevi și gata, să trăiți, le-am sudat, au luat bani și au plecat. Cam ceva de genul ăsta se întâmplă. Uh, nu o sunt nici fondurile prea mari, vă dați seama că e cam ce rămâne, da? Dintr-un proiect uh, plata acestora. Uh, și au niște condiții grele de locuit. Stau împreună mulți. Mirosurile alea au tot felul de mâncăruri care nu, nu, nu ne fac bine. Adică miros urât, efectiv. Nu, nu poți să te obișnuiești cu el. Deci viața asta în petrol și gaze are și avantaje și dezavantaje. În sensul că, de exemplu, dezavantaje, când e criză și nu se mai uh, alimentează proiectele cu bani. Pur și simplu ai câte un an de nu faci nimic. Sau, mă rog, hai, faci câte ceva așa de urmă, că în inerție mai ai și de urmă, mai ai și colaterale și mai vine și cu nu știu ce, completări, dar uh, sunt ani în care sunt slabi. Adică. E adevărat că după aia sunt și ani bine, foarte bine plătiți, uh, dar muncești de rupi. Muncești de rupi, dar uh, oricum. Uh, aviez tinerilor din uh, proiectare din uh, România. Uh, tati, uh, deci, uh, domne, dacă vrei să rămâi inginer, da? să-ți meargă capul, să-ți practici ceea ce ai învățat în facultate, și să ai oarecare mulțumiri și împliniri, chiar și bănești, du-te afară, pentru că în domeniul ăsta, aici sunt o, tot felul de firmulițe, de șmecheri. De am <laughs> făcut și eu o firmă și gata, fac proiectare în petrol și gaze, cumnatul cu sora lui, cu nu știu ce deci sunt o felul de jmecheri care uh, angajează forță de muncă foarte prost plătită. Uh, chiar dacă sunt începători, nu e vina nimănui că e începător. Uh, toți am fost începători odată, nu? Uh, dar uh, nu se compară cu afară. Adică uh, eu, eu afară fără mașină, Audi sau Lancia sau Mercedes, mașină care să o am eu, să am eu cheile la ea să o folosesc, deci închiriată, bineînțeles, totul plătit de firmă, că afară nu ca în România, trebuie obligatoriu să ai mașină, nu te poți descurca altfel, efectiv nu poți, nu poți să-ți să faci meseria acolo dacă nu ai mașină. Uh, masa asigurată, trei mese la restaurant, nu stai ca, ca, un terchea berchea să, să, să fierb ceaiul în casă uh, și lăpticul, cumpărat de la uh, ESP sau eu știu de la ce supermarket, de până în Germania, uh, sau să sâmbătă să faci sarmale la, uh, la cană sau la tigaie în casă, uh, nu, deci uh, mai bine nu plecați, mai bine rămâneți acasă dacă vă duceți în condițiile astea. Deci, asta trebuie să aveți asigurată o masă la un restaurant. O trebuie, domne, de lux acolo, dar să fie bun și sănătos. O să stai tu acum, să-ți freci farfurile pentru o căsuță, și așa, să faci economie, că ai de plătit chirie nu știu cât, să e o cămăruță mică, probabil. Că, na, dacă n-ai salariu mare, nu-ți permiți. Uh, și chiar dacă ai o casă mare, nu e bine ca la funcția de un inginer proiectant cu experiență medie să își piardă timpul cu gătitul, cu piață, cu nu știu ce. Adică ăla deja, cum să spun, uh, o face ca în România. Și patronii lui probabil și directorii sunt cel mai sigur nemulțumiți de el, pentru că în loc să stea acasă să se reflecteze la proiect, și la ce mai are de făcut sau chiar să mai lucreze și acasă, de ce nu? Mai ales la diferențe de fus orar când ești în Germania sau când ești în Italia, când ești în Anglia, când ești în Boston sau când ești în Malizia, da? sau în Singapore. Datorită acestor diferențe de fus orar se întâmplă să lucrezi și noaptea. Deci, în ce sens? Mai ales un manager de proiect are de corelat atâția factori, primește e mail noaptea, când la la alții e la la zi. Deci, ce fac? Mă fac că nu le văd, că le-am primit, că tot am laptopul deschis permanent în cameră, nu? Doamne, mă scol așa cu ochii, mă arunc niște apă pe ochi și răspund la ăla ca a doua zi, să nu mai pierd timpul, că nu-l mai găsesc ca a doua zi, ăla doarme a doua zi și tu te duci la servici. Păi da, acolo nu... Cum să spun, nu prea puțin contează că te duci la servici. Bineînțeles că e prezență și acolo, e prezență cu cartelă electronică la intrare, cu cartelă electronică la ieșire, dar se respectă masa de prânz, atenție. Nu ca în România dă mor de mordă foame la firmă. Deci ai o oră la care ai ții mașina, ai plecat, te-ai dus la cel mai apropiat, să zic, ca restaurant, că nu o să te duci acum 100 de kilometri, că ai o oră la dispoziție. Și mănânci, mănânci mâncare caldă, bună, există peste tot, sigur că da, s-a dezvoltat, deci nu e problema că nu găsești unde. Și cel mai des sunt plătite de firme aceste mese în timpul programului de lucru. E adevărat că deci, numai, e program de 8 ore, conform contractului. Dar stai 9 ore la serviciu, evident, că mai ora aia de masă nu ți-o pune, adică nu stai 7 ore și mănânci o oră. Haide să... Deci, totul e bine gândit. domne stai 9 ore în total, da. Deci tu trebuie să faci... Bineînțeles că în cazuri de urgență stai și mai mult, poți să ajungi și la 12 ore, dar atenție! Față de România, domne se pontează! a avut nevoie ăla o sâmbătă de tine, păi ți-o pontează, dar nu te vezi. Te trezești cu, cu, bani pe sâmbătă dublu decât o zi normală. Sau de duminică nu mai vorbesc. Dar nu, în general duminica nu, nu prea. În general duminica trebuie să te plimbi pe acolo. Deci nu există hai rupuri, cum am văzut în România, de genul, domne, uite, ai, am aici 15 proiecte în 15 locații. Uh, nu văd motivul uh, ca până marți uh, să nu fie gata. Uh, deci, uh, cum să spun, te bag așa într-o uh, asta imposibilă, dar bineînțeles că le dai la sol, că n-ai ce, cum mai știi de tine. Nu există de sanatori. Uh, eu pe unde am fost în proiectare am avut absolut peste tot funcția de tehnician cad îi aducea, dumne, dacă nu i-a inventa firma pentru... Păi, dar nu plă, De ce să plătească ingineri să-i pună să, să vadă lucrând în autocad, desenând? Da, de aia plătești un inginer, ăla trebuie să facă muncă de concepție. Să facă instalațiile să meargă. Să găsească cea mai bună soluție. Nu să tragă linii în autocad și să dea print la imprimantă. O ori... A, deci, de asta nu merg treburile și de asta firmele românești din domeniu dau faliment una după una. De mai nou au început să vină aia de pe acolo, aici, dar știți cum e când vine nu știu ce firmă din nu știu ce țară și se stabilește la București, să spunem, dăm un exemplu total inexistent, dar trebuie să menționăm așa ca să vă dați seama. El ce speră? Speră că are salarii mai mici, nu? Dar deja e Uniunea Europeană și aici. Cât de mi să fie? Dă-le dracului de salarii, că nu pot să lucrez pe nimic. Să aibă oameni buni, să-i aibă la program, pentru că rezultatele muncii filialelor din România sunt de fapt valorificate în afară și prea puțin înăuntru. Sigur, am fost peste tot în România, absolut toate zonele petroliere, de gaze, de depozite, de compresori, dar cum să spun, nu pot fi comparate proiectele externe și marele firme de proiectare cu, cu modul în care se lucrează în România, cu, eu știu, firmulițe mici, multe de apartament, care nici n-au cum să dea așa un rezultat formidabil și nici nu prezintă încredere. Pentru că trebuie să, trebuie să preziți încredere în afară pur și simplu ca firmă de proiectare să dovedești un, un pedigree al proiectelor, să le arăți mergând, bineînțeles, pe unde sunt și cât, câți bani au costat și faptul că ai fost în stare să le duci e, la bun sfârșit. Ori ca proiect, ori ca faza de construcție. Acum depinde, că nu e obligatoriu aceeași firmă să ia toate fazele. Adică de la, eu știu, antemăsurători sau de la FID până la construcția finală, până la recepție. Deci nu, pot fi diferite firme, nu e nicio problemă în sensul ăsta. Însă... <coughs> trebuie să existe o constanță, pentru că se muncește foarte mult la a te pune la punct cu condițiile unei locații, unui anumit proces. Există o colaborare strânsă în domeniul ăsta între procesul tehnologic și partea de automatizări. Aici vorbesc de toate, și instrumentație, și comandă, și control, și DCS, sau ce este acolo, sigur că da sau o parte de măsură și uh, inginerii chimiști. Uh, practic, uh, cei mai buni uh, uh, procesiști care i-am cunoscut în străinătate erau ingineri chimiști, chiar inginere. Uh, dar veneau cu o condescendență la tine, la colectivul pe care îl conduceam, de automatizări instrumentație și control, încât, pentru că am avut și funcții de astea de manager, disciplină proiectare, instrumentație și control, încât rămâneai trăznit. Domnule, bun, o fi și chestie de educație, nu zice nimeni. Dar să vezi șefa de la proces, cum vine și la fiecare pas al procesului ei te întreabă, da, puteți face și asta, dar nu cumva dacă aici avem presiunea asta, dumneavoastră nu puteți să uh, o controlați? Sau, eu știu, sunt foarte. Deci am, am putea pierde o noapte întreagă cu discuția asta. Dar -am, am rămas impresionat de modul cum șeful de la proces, managerul de proces, dar și proiectanții, inginerii de proces, care, în mare parte, la ei sunt uh, ingineri chimiști, uh, pentru că ei nu prea au petrol și gaze, uh, și, mă rog, au facultate de chimie, mai, mai are o organică, mai are dar, de fapt, uh, sunt ingineri chimiști. Uh, dar, uh, unii din ei foarte buni. Și țin minte că nu odată, eu vorbesc de ce mi s-a întâmplat mie ca șef de colectiv acolo, căci în colectivul meu eu conduceam, să spunem, 10 automatiști și aveam și vreo 3 electrici care tot la mine erau băgați pentru că nu aveau șef de electric. Deci la ei, practic, se împământenește ca partea electrică să fie Cumva, împreună cu automatizările. Nu e bine, pentru că e, sunt două meserii diferite. Și e, chiar e, marii directori de acolo ne întrebau, dar în România de ce nu fac și e, e, și electricitate, și electric, automatiști. Pentru că ne-ar interesa un inginer să le știe pe amândouă. păi Doamne, pe proiect, dacă iei un proiect și te uiți câtă inginerie e și la electric, nu? Câtă inginerie și la instrumentație și control. Păi ăla trebuie să fie Dumnezeu, adică pe alte discipline de ce să aibă numai conducte, nu? Și să nu aibă conducte și, ce să zic eu, și altă disciplină și mecanică. Na. De ce nu există inginer de conducte și mecanică împreună, același inginer? Pentru că e foarte mult de lucru în nu ai cum să fii specialist în halul ăsta, adică pe două domenii. Cu toate astea am văzut și facultăți care au secții de uh, automatizări și electric. Nu știu cum. Deci ei în patru ani scoate un tip care nu se numește inginer evident, că e basic engineering ce face el acolo, deci nu are master, nu are nimic, dar el și că e specialist pe automatizări și electric. Așa scrie pe diploma lui. Dacă îl pui să facă, evident că nu. Aduce de România, sigur că da, sau din alte țări automatistul pur sânge și aduce separat un inginer electric. O, din România sau de unde îl găsește, ca să facă treaba. Dar vreau să spun, la facultățile lor, foarte interesant, am observat cuplarea acestor discipline. Așa de ce să nu cuplezi și procesul cu nu, cu topo. nu au nicio legătură, domnule. Ce dacă sunt electrici, am în două discipline? Da, unul e cu treaba ei, și electricul e trea cu treaba lui. N-ai nevoie de electric prea mult într-un proiect și ai nevoie de automatiști. N-ai decât să angajezi 10 automatiști, ingineri proiectanți și doi ingineri proiectanți electrici. E simplu, sau invers. Au fost și instalații de-astea unde nu prea mă automatizări mare lucru de făcut și angajează, dar în schimb am o grămadă de medie și de înaltă și de nu știu ce, am la electrică de făcut dar m-am terminat. Trebuie să înconjur, uite așa, să înconjur uh, uh, schela de, de electric. Uh. Atunci angajezi 8 de electric, na? care sunt acreditați pe fiecare și aia, sunt pe medie, pe înaltă, pe joasă, pe și ei specialități, puțin care știu totul. Și la ei. Pentru că e greu. E greu ca să fie as în toate chestiile astea. Ei se dau, sigur, în cv le cunosc pe toate, dar dacă CV-uri, vă spun, stai că aveam un morman de cv pe masă la un moment dat și mă distram cu cineva, zic, ăștia știu, Ăștia știu totul, domnule. Deci, cum să spun, adică, numai să-l angajez vrea. Adică, apare la unii că știe și mecanică, știe și piping, știe automatizări și electric și proces. Deci, de de și că a lucrat peste tot. A, dar are și experiență peste tot. Deci, de sunt niște chestii incredibile la un moment dat și... Directorii mari, e, una, nu o să o bagă, pentru că au managerii de discipline, ce rost are să te bagi pe să le dai peste mâini, păi după aia nu-ți mai merge proiectul. Deci tot managerii de disciplină sunt baza acolo. De disciplină proiectare vorbim. Deci nu vorbim de faze de supervizare a construcțiilor. A, astea sunt contracte, mă rog, să pot face contracte cu firme de construcții. Nu intrăm în detalii. Dar sigur, la fel de bine, și poate și un proiectant să urmărească o construcție a unui proiect. Dar nu aia nu e proiectare. Aia este inginerie de șantier. Poți să-i spui cum vrei, dar nu e proiectare aia. Deja proiectul e aprobat și aia lucrează după un proiect. Aprobat și gândit de alții. Așa e peste tot. Deci nu nu există că în România ar putea fi altfel sau că în, în Brazilia e mai bine ca în Statele Unite. Nu. Toate proiectele de petrol și gaze, cam merg pe aceeași calitate, au, sigur, au indicatori de calitate, toate au ore de o muncă pe fiecare om, deci totul e normal cam la fel în toată lumea. Cel mai bine și mai bine am observat la americani. Au un management de fier americani. Deci ei nu permit nici, niciunui dolar să se scurgă nejustificat totul este pe calculator. Până și firmele de construcții au uh, programe pe calculator și îl vezi pe la stâncul cu, laptopul, cum stau eu cu tableta asta, să zicem așa, toată ziua stă și urmărește proiectul numai pe tabletă. O, o zic că e primavera, sunt mai multe, uh, mai multe, programe. Pentru, depinde. La construcții sunt niște programe, în petrol și gaze sunt altele, depinde de firmă la a construit de stadioane, e program Unde se urmărește absolut totul Deci dacă ăla nu știe să umble cu, cu tableta aia sau cu laptopul Nu poate fi manager Deci nu are cum E un proiect vast și care necesită foarte mult Foarte multe cunoștințe Și Nu numai cunoștințe interdisciplinare ci și de management uh, și munca cu oamenii pe teren. și o problemă. Un ai să stai la birou să proiectezi, la răcoare, la cafeluță, nu, la o țigară. <glie> și una să te duci, hai, hey, cu tărică, ce faci mă, acolo, că stați de trei ore și nu, mă, nu vă mai mișcați de acolo. Și tu îți dai seama că ea, dacă stau trei ore acolo, sigur a spart primul proiectului. Etapizarea aia așa frumoasă, făcută pe parcele temporale. Nu? Degeaba ai tabletă și degeaba ai uh, laptop și nu știu ce program ultra sofisticat care mai rote încurcă, că mai bine era înainte că ai na, în aveau rolul lor. Deci maiștri uh, erau niște muncitori cu o vastă experiență, uh, bine văzuți în colective. Care efectiv reușeau să facă echipele să se încadreze în parametri. Că erau de construcție în câmp, în schelă, în, că era un în atelier în fabrică, în uzină. Maestru avea rolul lui foarte important. Nu mai vorbim de comunist, de socialist, de nu știu ce. Domne, normal că cei mai buni oameni îi lua și. El lua și la partid ca să, să fie treaba bine fixată. Dar la fel muncitorii. Categoriile erau foarte importante. Aveai nevoie de cineva să-ți facă treaba într-o uzină. Te duceai la muncitorul categoria 5 -a și sigur ți-o făcea. Deci nu exista că, oh, alea, dar e complicat, domnul inginer, ce fac? Eu n-am mai făcut niciodată așa ceva. Încerc să știți, dar nu, e foarte... Domne, ăla ți-o lua și rămâneai uimit. Deci era un must ce îi spuneai să facă. Pentru că avea atâtea cunoștință și atâta experiență și el era promovat tocmai pe asta, pe experiență și pe prea puțin pe pile și relații, pentru că nimeni nu zice ca să să facă un, un muncitor categoria 5, -a, care era cel mai bun de acolo uh, Și ăla nu știe nimic Nimeni nu se risca ele asta nici directorul, nici mama comuniștilor Deci ăla chiar era un om bun uh, Maestrii erau și cu un pic de management Deci nu trebuia neapărat să fie maestru cel mai bun muncitor din sector De obicei erau, cam așa erau Dar uh, maestru avea și o, o bună parte de management o, operațional, așa ca să zic, la nivel mic, la cel mai mic nivel al echipelor. Echipe care sunt foarte importante pentru că dacă la sfârșitul zilei tu împarți documentele la niște echipe, nu? Care au niște șefi de echipă, documentele proiectului, vorbim. Le verifici, sigur că da, o ultimă verificare ca să nu fie vreo aberație și le dai la șefii de echipă. Și ăștia trebuie să vină la sfârșit de zi sau la sfârșitul săptămânii, nu neapărat la sfârșitul zilei, să raporteze. Să raporteze ce au făcut, ce mai au nevoie și cât mai durează. Și situația, sigur, financiară a echipei. Uh, ori dacă uh, tu nu ești în stare, una, să știi ce să le ceri, să splitezi proiectul exact pe ce au ei nevoie să le verifici sumar documentele, că multe, am găsit multe documente greșite. Deci greșite la modul grosolan. N-ai fi zis, chiar în disciplina asta de control și automatizări și instrumentație. Chiar în această disciplină am găsit documente făcute la bășcălie, unde trimiteai niște oameni cu niște prostii, efectiv, dar aprobate nu știu de cine. Cine le-o fi aprobat, erau în fază deja de construcție, și cum să le dai așa ceva? t am văzut izometrice, domne, corectam izometrice cu kilometri. Deci aveam kilometri de izometrice de corectat. Și nu era meseria mea, dar nu aveam ce face, pentru că aveam tot felul de instrumente, de robineți. Aveam cabluri pe trasee. Deci nu puteam să, să, să accept niște desene făcute de în burtă. Păi, te duceai pe teren și te dai cu capul de conductă, că așa e izometrică, Nu se poate așa ceva. Sau lipseau nu știu ce repere, pentru că nu au fost inventariate bine pe izometrică. Deci trebuiau corectate toate, toate, toate și, și cum să spun? Hai, că unde eram manager, eram manager, știți cum e. Șeful e șef. Dar unde răspundeam eu de bucățica aia, trebuia să le corectezi, nene. Pentru că nu, nu, ai de ales. Ești cumva, când lucrezi la, într-o companie de construcții, în care vin proiectele din alt, de la un proiectant, și tu ești cumva, nu, nu pot să zic șef de șantier, șefii de șantier sunt altceva. Dar tu, ca inginer venind din proiectare, menirea ta este să-i faci pe ea să înțeleagă, să înțeleagă proiectul, să înțeleagă documentele, în primul rând, să înțeleagă că au toate documentele la dispoziție și nu le trebuie altceva și că nu mai, au, nu mai știu ce să facă, în momentul ăla tu trebuie să, să intervii. Nu neapărat să te duci pe teren să sudezi tu cu mâna ta. Dar când vine la tine, trebuie clar să-i destup capul. În care să duce la oamenii lui și uite, uite ce mi-a zis domnul. Ai, deci aici este o chestie foarte importantă. Dar e și mult de muncă. De zic, pentru stai toată ziua, vei, găsești dimineața muntele de, de, documente din proiect, pe birou, și până seara trebuie date toate și trebuie să le verifici totuși. Nu poți să le dai așa, ia neică, ia și tu aici și construiește după ele. Dar e mai simplu. Nu, trebuie verificate, chiar pagină cu pagină. Pentru că găsești, dacă nu prostii, cum am găsit în multe, găsești din advertențe sau lipsesc anumite pagini sau eu știu, nu explică suficient anumite lucruri. Și nu poți să te transformi într-un om de teren, să te duci la șapte șantiere, ca în povestea cu albă ca zăpada și șapte pitici, tu să te transformi în șapte pitici și să te duci la ei să le arăți ce să știe și vă. Deci trebuie relația foarte clară să fie. <coughs> Sigur că da, sunt și satisfacții. Meseria e frumoasă de proiectant, dar este solicitantă. Nu mai ai timp nici de un spectacol, nici de un... Poate de o plimbare, așa și puțin uh, sport la sfârșit de săptămână, dar uh, bună oară ți minte că la Boston aveam un uh, aragaz cu riboane, să numea. De venit veni de România, nu știam ce înseamnă. Și făcea puiul la da, pui de la american de 3 kg, <laughs> nu de 700 de grame, uh, îl făcea în, uh, până în 5 minute. 4-5 minute, era gata și cu un gust deosebit, prăjit foarte bine. Și hai să mă să văd, am luat seria după el, m-am uitat ce marca era, ce serie și m-am dus la... Deci am revenit, a fost o mică pauză, probabil cu o temporizare la o oră și 30 de minute a camerei. Continuăm, Uh, nu s-a stins lumina, deci uh, nu, nu, vă speriați. <laughs> Așa, mai, mai glumim și noi. Deci am absolvit Universitatea Politehnică din București. Uh, Facultatea Electronică și Telecomunicații, având specializarea Master of Engineering în in Automatization, Instrumentation, Industrial Electronics and Telecommunications. Între 1982 și 1989, absolvind cu media nouă. Menționez că era cea mai grea facultate din România. Nu existau 10 facultăți de genul ăsta ca acum, câte una în fiecare oraș, el exista numai la București. Aveam profesorii cei mai buni în toată țara, dar și cei mai exigenți și a luat note mari la această facultate era o performanță teribilă, în sensul că mulți pierdeau în anul întâi facultatea, deoarece nu promovau examenele. Adică o patru, cu alte cuvinte, la anumite examene. Și așa era legea înainte făcută, dacă picai anul întâi, nu puteai să-l repeți. Pur și simplu pierdeai facultatea, adică pierdeai, îți pierdeai tot drostul. Trebuia să mai dai anumitele încă o dată. Asta dacă îți mai venea să dai după armată și după toate cele. Ca așa activități deosebite, sigur, în afară de faptul că m-am ținut de examene și mi-am dat parțialele și am luat note cele, ca să zic așa, la, mai ales la examenele specializării, specialitățile, care începeau să apară din anul 3, dacă nu chiar din anul 2, Cam în anul 3 apăreau specializările. anul 1 și doi erau, în fine, pregătire generală, care au orice facultate de inginerie. Și cum ar trebui să fie și acum, dar din păcate nu mai e. Adică s-a diluat totul până la aproape până la dispariție. În sensul că după 3 ani jumate nu poți să zici că ești inginer. Ești orice altceva decât inginer, dar inginer n-ai cum să fii. După 3 ani jumate. Dar și nu mai există funcția de subinginer, deci nu poți să te dai nici subinginer măcar. Sau subingineră, după caz. N-ai cum. Că nu mai există. Uh, în schimb, uh, mi-a plăcut fizica în anul 1 și 2, țin minte. Uh, și cam uh, rezultatele la fizică decideau cine va trece în anul 3. Că se dădeau două examene fizică în anul 1 și două examene de fizică în anul 2. Și trebuiau promovate. Și cine reușea să promoveze fizica, cam să numea inginer încă din anul 2. Pentru că specializările nu te lăsa repetent. Bă rog, ți le dădea cu 5, ți le dădea în re, sau repetai anul, că aveai voie să repeți, să faci anul 3 sau 4 de 5 ori, da? Uh, mie îmi plăcând în fizica foarte mult, toată fizica, și mecanica, și mecanica, și cuantica, și electricitatea, și electromagnetismul, uh, deci toate capitolele fizicii, uh, am obținut niște rezultate remarcabile, în sensul că profesorul nostru de fizică era șeful catedrei de fizică, pe Universitatea Politehnică București. Și pe lângă asta, el era și fizician, inginer fizician, foarte renumit, Ime Popescu. Are două manuale excepționale de fizică, mai are și culegeri de fizică, bineînțeles, și multe, multe, multe lucrări de fizică. Foarte multe în cadrul catedrei. Pur și simplu mie mi-a plăcut și el și-a dat seama de asta și m-a propus să mă duc la Olimpiadă. În anul întâi am fost odată. Că mai, mai mult așa să văd, să mă încerc forțele și am reușit să iau locul întâi pe Politehnica București, pe București cum ar veni la Olimpiada, celor din anul întâi, studenți. Deci nu vorbim de liceu la fizică. Și uh, apoi, -a, la două săptămâni, s-a dat pe țară, unde au venit din toată țara cei care luaseră deja la prima fază, locul întâi. Și ne-am războit între, între noi acolo, dar am reușit să iau locul doi pe țară. Ceea ce a fost enorm. Adică a fost o realizare în anul întâi mai ceva ca toate examenele care le-am dat. Inclusiv de matematică specială, de analiză matematică, date și alea, cu profesori de top. Adică Octavian stănășilă, nu are rost să-i menționez, mai ales că unii din ei au murit. Și obținând locul 2 pe țară, cu o medie foarte bună, pur și simplu la mine examenul din anul 1 de fizică, cele două examene de fapt, au fost o formalitate, în sensul că în fața unei serii, seria A, cea mai bună din toată facultatea, Uh, unde săracii ar fi zis mulțumesc și pentru un 5, pentru că fizica, repet, decidea cine trece în anul 2. Adică cine va ajunge inginer cu alte cuvinte. Nu e gluma asta cu pierdutul anului întâi când știi că te rade după aia. Deci cam fizica decidea, nu matematica la electronică. Și uh, la mine a fost o formalitate, în sensul că a intrat profesorul, mai amintesc și acum, a zis, Luca, ce în sală? Da, m-am ridicat frumos. I-am zis bună ziua, sunt aici. M eu mă pregăteam să, bineînțeles, să notez problemele la examen. Ce vină cu aici, dăm carnetul, pac, și mi-a trântit doi de 10 pe el. Unul pe primul trimestru și unul pe al doilea. Și, bineînțeles că a avut anfiteatru, a fost un, un fenomen uriaș atunci. A avut tot anfiteatru ca la, nu știu, ca la stadion. Erau 150 de inși acolo, erau toate grupele din uh, anii întâi care dădeau examen cu el, și odată, o odată, într-un anfiteatru mare. Au văzut toți când au auzit că eu am luat 10, eu îi mulțumesc, zic, că... zice, dar să vii și la anul. Da, domnule, eu vin, că îmi place fizica și în liceu am obținut niște rezultate, tot cu olimpiade, tot la fizică, la caragiale. Dar, sigur, mai rezultate mai pe măsura unui liceu din provincie. A doua an am luat o tare, bineînțeles, la fizică, cu primul curs, deci n-am lăsat să se nu am făcut și niște probleme, mi-a plăcut, era cuantică, foarte grea, dar frumoasă, foarte frumoasă. M mi amintesc și acum pe o pagină niște caracteristici cuantice, șarm și stranietate. Ai ce poate fi mai frumos decât asta? Nu când auzi asta și îți vine să să mănânci fizica cuantică, care e grea, e dificilă, da. dar merită. Nu spun că nu merită, tot, și electromagnetismul, și mecanică, și tot, 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 și bazele electrotehnice merită. Deci totul e foarte interesant, problema în societatea aia se punea să obții note bune, pentru că așa puteai fi asigurat că, domne, ești un inginer bun și bine văzut după aia și ai o repartiție bună pe măsură. Era ca acum că o să fac bani repede, să am butic, că dacă n-am bani sunt nimeni. Nu era, domne, atunci era să fii primul, să fii bun și asta era, deci, practic, preocuparea noastră ca studenți. Că mai era câte unul care vindea bere în cămin, era afacerea lui sau că nu știu ce mai aducea seara până când. Eu mă totuși preferam să vădă... văd. sigur, mai ieșeam și eu cu fetele, mai ieșeam și cu. Uh, mai ieșeam și la concerte. Eu nu lipseam, de exemplu, de la radio televiziune. Era concert în fiecare joi. Mă saluta portarul, era îmbrăcat în niște jnururi, dar parcă îi ziceam domnul generalului că era îmbrăcat ca un general, așa. Dar el mă știa și că intră, că știa, nu mai trebuia să arăt carnetul de student, pentru că studenții aveau o intrare gratis. Și erau niște concerte foarte frumoase, foarte excepționale. La, repet, la RTV, sala uh, radio. radio. Uh, sala radio. Deci nu radio-televiziune. Televiziunea e undeva separat. Sala radio. <coughs> De asemenea, mă duceam la operă. Mă duceam și la teatre, evident, care erau mai bune, nu chiar la toate, dar premierele bune, fiind, în bucurești, nu le ratau. Mă și plimbam destul și în parcuri, și până atunci era altă viață. Adică plimbarea pe jos chiar era aerul mai curat, nu era atmosfera asta încărcată de mașini, de milioane de mașini și chiar era frumos. Așa cum spun unii, că era poliția din seara, erau din 10-10 metri, dar erau cu un folos, nu? Că te simți mai sigur și tu până la urmă. Nu era agresat de vagabonzi, mai ales ca fată. Așa aveau și ei rostul lor, nu? Țineau ordine, așa, așa știau ei să țină ordine, 10-10 metri, erau polițiști. Da, deci plimbarea exista, metrou aveam, deja am prins metrou încă din anul 1, încă de fapt din anul de armată l-am prins. Puteam ajunge ușor oriunde și să vă continui în anul 2. Să repete faza din anul 1. Deci la sfârșitul anul 2 la fizică, tot așa. Lucaș la mine. De -aia am deja a început să, să Îmi aminte și acum să murmure. Să... Erau săraci, aveau morcovul. Că nu o să știe. Poți să și știi la anumite materii că tot pici. s întâmplă și chestia asta. Dar. Uh, am mai luat 2 de 10, așa. Deci am luat 4 de 10 în total și am ajuns în anul 3, așa. Nu mai văd de ce la alte materii. Evident că le-am promovat și pe alea. că Am avut la toate 10, dar. când vedeau 10 la părinie la fizică și se știa că eu sunt Olimpicul care a luat de două ori pe țară, scuză-mă, dar la orice materie ai văzut altfel de orice profesor. Așa, și așa am ajuns uh, practic în anul treia. Acum, haideți să revenim la unde am ajuns. A trebuit să. Că, ca o realizare, așa, mea, în timpul studenției. Zic eu că e suficient. Uh, haideți să vă citesc acum din CV-ul meu. Cam. Uh, cu ce se ocupa un inginer? Bineînțeles că acum nu mă mai ocup de ele, că pe la funcția actuală nu mai e cazul. Dar cam asta e baza unui inginer de proiectare în domeniul ăsta. Deci, funcția se numește așa: Designing, e pe proiectare, Instrumentation and Control Process, Master of Science, Engineer engineer's. Asta e funcția. Deci pe funcția asta semnezi contractul când pleci în străinătate. Nu te poți păcăli să semnezi pe una cu basic inginer pentru că este ești mult mai prost plătit. Deci îi țin foarte mult la pregătirea care o e la... Că e reală, că nu e reală, domne, scrie pe diploma așa, îi țin foarte mult la asta și te plătești și după ce știi, dar în prima fază, după diploma. Nu există diplome de aruncat sau de pus pe pereți. Deci acolo diploma e diploma, nu există așa ceva. Deci, pe funcția asta așa faci, design, check, approve, INC, oil and gas projects. Deci ce faci? Proiectezi, efectiv, verifici, dacă ești un pic mai vechi în proiectare, aprobi, dacă ești cumva șeful colectivului de proiectare din firma respectivă, deci nu vorbim de director aici. Uh, proiectele de instrumentație și control de petrol și gaze Și acum o să vă citesc așa mai ca, ca gâscanu, să vi le bag. Pentru că am pierdut prea mult timp să discutăm de fiecare și nu are rost. Astea se găsesc, uh, uh, sunt și pe internet, uh, se... Uh, uh, deci cei care se ocupă și sunt în domeniu să știe că asta se face. Nu e, eu știu ce, particularitatea mea sau... opui eu eventual pot să spun că le-am făcut pe toate, dar nu că, eu știu, am inventat ceva în domeniu. Și eu dacă inventez ceva, poate că am inventat în cu totul alt domeniu. Complementar total la acestui domeniu. Dar nu discutăm de asta acum. Deci, Reviewing, approving by Oil and Gas Constructor, point of view, all instrumentation documents, designing, by other companies and construction, of Scada, DCS, and ESD, Racks, also controlled valves, and instruments procurement approving. Destul de dificil pentru că deși e mare tableta, scrisul e foarte mic și nu se poate zoom. În Androidul ăsta, nu are zoom. Am încercat, dar nu, e și scrisul foarte mic. Poate că ar trebui să ia o lupă. Deci dacă vă, dă, vă arăt scrisul, ia uitați. Ah, vă dați seama cât de, cât de mic este. La, la barita e tableta, deci nu e o, o jucărie de aia mică. Așa. Uh, preparing when necessary and also checking the elaboration of control system block diagram, instrumentation and control documents index, field instrument general technical specification, field instruments data sheets, automation panel technical specifications, automation panel data sheets, instruments list, IO list. Instrumentation cables specification, SCADA, DCS, ESD shelves and instruments cable list, ESD data sheets, ESD specification, DCS data sheets, DCS specification, fire and gas specification, fire and gas data sheets. Checking approve offers. For instruments and controlled valves, SCADA, DCS, ESD, firing gas. Technical advisor for the execution of customers' uh, instrumentation and controls projects. This includes planning, execution, monitoring, and controlling the project to ensure success, profitability, and minimize risk. Also, including implementation of APC equipment with third party automation equipment into a complete system. Check in approved offers for instruments and control valves, SCADA, DCS, ESD, firing gas construction and commissioning approving. As built, instruments construction teams managing. Leading procurement and construction phase. Reviewing approved by oil and gas constructor point of view all instrumentation documents designing by other world companies and provide all necessary documents and support to construction and maintenance engineers from sites for modifications and upgrade. Any other duties as assigned. Construction and commissioning, approving as build. Asta sunt faza de proiectare. Nu trebuie să-ți bătești capul. Care nu faceți proiectare, nu aveți nevoie să știți ce înseamnă toate astea. <coughs> care faceți proiectare, e moșai să știți. Working as telecommunication engineer in maintenance of analog and digital switching equipment and digital transmission equipment as fiber optics networks. Termination and as maintenance engineer of new telecommunication network. Acum, mai avansăm un pic și spunem așa, deci uh, funcția întâi și după aia funcția pe care se face contractul, dar în general și în cazul meu, design engineer manager, lead or PMINC. Uh, instruments and control process designing Master of Science Engineer. Deci aici sunt mai multe funcții de încadrare. Mai, de fapt, funcția e cam aceeași, dar sunt diverse încadrări. De la Design Engineer Manager, până la Lead Engineer, până la Project Manager, INC sau simplu Instruments and Control Process Designing Engineer. Deci inginerul de proiectare simplu. Uh, aici, în fine. Domne, cine vrea să mă contactați? Por pe canalul YouTube, e banal. Por pe și Florentin, Arond, Yahoo.com. E banal, deci mai simplu nici. Asta e adresa mea de e-mail. Uh, și dacă doriți, eu știu, să mă contactați, da? Practic mă puteți contacta și pe Facebook, și pe YouTube, și pe Twitter, și deci oriunde, dacă vă pot vedea vreun sfat, ca să zic, în uh, activitatea noastră, mă puteți la un unui... moment ce de costă să trimiți un e-mail, nu? Chiar dacă nu răspund. eu vă promit că răspund. Nu imediat, dar răspund. Așa. O altă fel de activitate ar fi design, check, Approve, manage INC oil and gas projects. Uh, oil and gas projects for onshore parks and plants and offshore platforms, both greenfield and brownfield, all phases of a design. Preparing the design detail engineering documentation from the control and the instrumentation point of view. Review and approve manufacturers' documentation. Check and test and pre commissioning activities performed on the side of shore. Working in different oil and gas project phases, concept, feed, detail, procurement, construction. Revamping oil and gas pumping station on shore. Separation, dehydration, and sweetening. Gas plants and the water injection plants. Uh, deci e vorba, adică e clară, de hidratare, da, separare și, uh, de hidratare și de Aici e vorba de gaze, gaze naturale. Uh, Gaz pipelines, deci conducte, uh, transport and switching stations, switching ce poate să însemne? În telecomunicații, switching înseamnă comutație. Deci comutație ori analogică, ori digitală și astfel să poate comuta un apel sau o convorbire. Ei, aici, deci, switching stations sunt un sistem de conducte mari, de obicei foarte mari la diametru, unde pot fi comutate prin niște robinete, automatizate, bineînțeles, pot fi comandate fluxurile de gaze în diverse direcții geografice. Deci, nu e... Am explicat ca să nu... să se înțeleagă mai bine. Uh, drying gazes stations and gazes separations and dehydration parks. Refineries process and utilities units design. Fiscal measuring stations for gizzes, preparing the feasibility studies, feed engineering documentation, and design the detailed documentation. Implementation of emergency shutdown system ESD, distributed control system DCS. And fire and gas detection system to existing process facilities in order to monitor process values which are critical to human life and environmental. Assure all technical support for the APCC consortium involved in projects such field oil and gas separation stations. Manhauer estimation For INC Discipline. Ce vă spuneam și înainte. Ore de muncă pe fiecare proiect. Weekly and monthly reports refer to the status of the works. Bineînțeles că avem și noi, ca manageri, avem, da, da niște rapoarte de management, ca să zic așa, unde se arată bunul mers al proiectului, bineînțeles, sau al disciplinei. Uh, Assure all technical support for the EPCC needs. Weekly and monthly report refer to the status of the works. Deci rapoartele acelea săptămânale și lunare referitoare la starea proiectului sau, mă rog, a, <coughs> a muncilor din teren. Uh, field oil redevelopment and water treatment and injection. Mattering points kids for petroleum and separated oily water and well gases multiple locations. Um, preparing the concept and feed engineering documentation for the control and instrumentation, coordination and cross checking of assigning design team. Preparing instrument data sheets, specifications, material take-off, cause and effect diagrams, detail installation and all documents needed for INC discipline. Nu o să explic acum ce înseamnă fiecare document, oricum sunt mult mai multe decât v-am spus eu. Uh, în funcție de faza proiectului și de firma care a comandat proiectul, pot fi și de patru ori mai multe documente decât cele menționate. Dar, totuși, de bază, astea sunt. Adică, ce v-am spus în engleză, nu am vrut să uh, traduc motamo, pentru că n-aș vrea să jignesc pe cineva care să spunem că uh, înțelege foarte bine în engleză. Un proiectant trebuie să știe engleză și cu siguranță că vă descurcați, pentru că engleza e cunoscută de mulți în ziua de azi, mai puțin germană. Am observat că germana e pauză. Nu știu de ce, nu prea se face germană. românilor nu le place germana. Și un dezavantaj asta, că uite, germanii preferă să lucreze cu alte popoare care fac germană la școală. Croația. Nu numai, sunt multe care preferă un loc de engleză germană. Deci care vreți să lucrați în Germania, apucați-vă nene de germană. Faceți cursuri de germană. Nu plecați că învățați acolo sau că vă traduceți cu Google. Iar pronunț, de fapt, poți să traduci cu orice dicționar, nu neapărat cu... Dar cel mai uzual ăsta e. Învățați germană dacă vreți în Germania. Sau dacă vreți în Olanda. Sau într-o țară germanică. că ei nu suportă să... Nu prea le place nici engleza. Uh, engleza engleză, face pe niznaio, deși poate înțelege. Că nu, nu, e, nu, nu sunt proști. Dar preferă germană și ai întotdeauna o șansă în plus față de o la care nu mă ies, ies, no, no, nici măcar engleza nu știe bine. Dacă vrei să lucrați într-o țară americană sau engleză, învățați bine engleză. De toate proiectele mari de oil and gas, obligatoriu sunt și în engleză. Sunt și în limba țării respective că, na, e, beneficiarul plătește și, practic, el îi dă o traducere și lui să aibă în limba lui maternă. Dar, de fapt, noi am ajuns să proiectăm, să gândim, de fapt, în engleză. E mai simplu așa decât să gândești în, să spunem, română sau să gândești în germană, dacă am fi în Germania, și să traduci în engleză. Mai bine gândești în engleză de prima oară proiectul, și după aia dai și o traducere locală. Sigur, poate fi nu neapărat germană, poate fi, eu știu, slavonă sau ce limbi mai sunt mai puțin. N-aș vrea să ne nedreptățesc nicio țară, pentru că toți au specialiștii lor, mai bun mai răi. Unii sunt specialiști pe mecanică, am observat. Unii sunt buni civiliști, deci construcții civile, unii sunt uh, uh, mai buni executanți, sudorii, electricieni, chestii de asta, nu, pierdem timpul efectiv cu enumerarea lor. Normal că trebuie și muncitori care să stea pe șantier să facă efectiv niște lucruri proiectate de alții. Uh, și să știți că am văzut și muncitori foarte buni care apreciază foarte mult proiectele, pentru că spuneau dacă nu exista proiectul respectiv. El nu avea job, nu avea nimic, nu avea niciun viitor. Nu, nu, nu găsea de lucru, efectiv. Dar având proiect aprobat și bugetar mai ales, îi pică mai bine, are și un job, sigur. Trebuie să facă după proiect, nu după capul lui. Pentru că adică proiectul se presupune că s-a lucrat deja echipe întregi pe el și s-a eliminat multe din chestiile care ar putea fi greșeli. Deci nu ne permitem, decât cine știe cum e, în mod excepțional, tot cu aprobarea, sigur că da, a proiectantului. Să facem modificări noi pe șantiere sau... Nu, nu există așa ceva. Decât, repet, cu aprobarea proiectantului. Dacă el consideră și se însușește o modificare, nu e și o problemă să modifică. Se poate modifica oricând. Sau o îmbunătățire, sau eu știu, un alt proiect de extindere, sau câte nu există. Câte nu există. Da, spun că e simplistă chestia asta. Cu, nu, noi nu mai avem noi petrol și gaze, noi trecem pe baterii electrice. Poate că niște chestii Cum să treci pe baterii electrice? în primul rând, n-am văzut că iau foc la acele baterii. Sau explodează. Ți-ar sta bine să explodezi într-o mașină de aia de 150.000 de euro? Eu zic că nu prea e plăcut. Mai bine cu benzină și cu... Nu motorii, mie nu mi-a plăcut mașinile. Mi-a plăcut mașinile pe benzină, în general. Și am mers. Am mers și cu mercedes de de astea care mergeau singure noapte. Deci, fără să-l ții mâna pe volan. Puteai să-ți bei cafea, să-ți iei Batista, dacă erai puțin răcit. El mergea singur. Pe autostradă. A, și nu, nu mergea oricum. Cu vreo 240 la oră. Deci mergea singur. Nu spun cum arăta înăuntru, deci era un lux formidabil. Un lux frumos, un lux frumos care te bucura din plin. Nu închici de-asta, nu, nu era ca o mașină tunată, era chiar frumos înăuntru. Am mers cu Audi, am mers cu Lancia, am mai mers cu Ford. Evident. Dar Ford-uri uh, cum sunt în Statele Unite, deci nu Ford a la Romanica. Uh, Volkswagen și toate celelalte, inclusiv mașina Logan, care dacă are motor 16V și 110 cai putere, este o mașină foarte bună. În sensul că este atât de sprintenă, eu devine Logano când a apărut, zicea că e greoi, că nu știu ce, că e prea înalt, că da, dar dacă îi pui motorul ăsta, care acum s-a pus, a fost pus la Dacia Pitești, cu un timp în urmă, până când l-au cumpărat Mercedes. Din momentul în care au făcut contractul și l-au cumpărat ei, lor mai fi giugiulit ei un pic, l-au făcut de inox, în fine, l-au făcut mai frumos, Aia e, și așa e frumos și nefăcut. Uh, are 16 mv, 1,6 litri și 110 cai putere. Vă dați seama ce înseamnă? Păi, atunci când vedeți un Logan că zboară pe lângă o mașină, să știți că are motorul ăla. Au fost câteva. Deci nu, uh, era cel mai scump, trebuia să o iei dotat de la maxim ca să ai motorul ăsta. E inclusiv volan de piele, bord, modern scaune de alea ergonomice, tot. Deci, Loganul poate fi făcut. Poate fi făcut foarte comod, ca să zic așa. Uh, și sprintem cu acest motor. În condițiile în care vii cu un motor de 60 de cai, cu 3 pistoane, e normal că la caroseria aia de Logan, nu mai poți să depășești tirurile unul după altul. Da, cu 110 cai, Fuge de rupe pământul. Fuge de rupe pământul. Vă am făcut și o poezie cu asta. Cine citește o să-și dea seama care poezie. Chiar să-mi scrieți în comentarii în care poezie am scris de Loganul 16V, 110 cai putere. Și puteți scrie la videoclipul ăsta care a fost poezia aia în care ați auzit sau ați citit pentru că publicările au fost făcute și scrise, au fost făcute și în videoclipuri, deci nu contează, dar se știe numele poeziei în care uh, nu că am spus numai despre asta, dar era vorba de, mă rog, de mine, care plecam la mare noaptea cu un logan de tipul ăsta. Așa, și răs citiți că nu e nici reclamă, nu e nici cam atâta era vorba. Deci cât ai puterea avea, 16V și 1,6, atât. Deci în rest nu... A, și cauciucuri Michelin, pentru că vreau să spun că când pui 4 cauciucuri Michelin de decibel mici, foarte silențioase, Domne, nu mai auzi drum. Se aude mașina, mașină, numai vântul, chiar la 120 la oră. Deci auzi numai vânt. Poți să adormi, bine mersi. Deci o liniște totală. Pentru că cauciuc... sunt singurile care oferă astfel de decibel la zgomotul cu aderența cauciucului cu, cu asfalt. Deci eu n-am mai auzit de alte cauciucuri, nu că facem reclamă la Michelin acum. Dar domne, dacă nu mai sunt altele, sunt singurele care... Dau ea. dacă ia, ia, schimbă și pune în loc de Michelin altceva. Să un zgomot formidabil, mai ales la viteze mari și la drumuri rugoase Deci, e un zgomot teribil de aderență. Ce să vă spun? Să, să vedem dacă mai am ceva pe tabletă. Deci, e vi l-am spus că nu aș vrea să. Deci așa, ca să zic, un sumar foarte scurt, așa se procedează pe un unicer, un sumar scurt al ce faci tu sau ce ai făcut tu, dar scurt, deci într-un capitol, într-un paragraf, pardon. Experienced design engineering manager with a demonstrated history of working in the oil and the energy industry skilled in AutoCAD oil and gas fire and gas engineer design and power generation strong program and project management professional with a master of engineer diploma Focused in Automatization, Instrumentation, Industrial Electronics, Telecommunications from Universitatea Politehnică din București. Așa ne cunosc străinii, mai puțin ne cunosc numele facultății, dar sigur că trebuie să o treci în CV. Nu poți să zici că ești de la Universitatea Politehnică a București, să te dai că ești automatist sau că te dai să ești inginer chimist și tu să fii inginer de mecanică fină. Pentru că, bun, n-ai nicio șansă să ocupi postul, că poate o săptămână, fi vorba de proiectare, deci nu e vorba de așa. Și, în al doilea rând, nu se fac chestiile astea, adică e și periculos, nu știu, cred că e și ilegal. Dar se mai poartă, adică sunt sigur că și-am văzut Sute de cv care nu erau contradictorii, adică nu, nu puteau exista pur și simplu. Degeaba te dai tu, nu știu ce, că, ce nu ești acolo, pentru că uh, îți dai seama că omul minte, deci nu, că nu e real CV-ul. Sunt niște chestii care pur și simplu nu, nu se leagă una cu alta când căutați de lucru, e bine, dacă aveți site, are bifa aia, open to work, domne, spuneți-le, deci mulți caută numai open to work, are o bifă și uh, era oil and gas people site-ul, nu, un site foarte bun, nu știu dacă mai e sau așa, schimbat denumirea acum, căutați-l și vedeți în ce denumire e, dar acum niște ani buni, găseai posturi peste tot, în toată Europa, în toată Africa, Găseai în Statele Unite, găseai în oaie, nu mai vorbesc, la Arab găseai o grămadă de posturi, chiar incredibil de multe. La, apropo de asta, că de ce construiesc ei blocurile alea înalte și tot felul de insule pe mare și una că au bani, dar asta nu e o explicație, că poți să baci altceva cu banii, da? inclusiv ar putea să cumpere pământ într-o țară unde e apă, unde să o trăiești mai bine, nu? Da, nu ei își construiesc acele... vor să devină obiectiv turistic. Dar nu să gândesc că cine îi sfătuiește, te le toarnă bali verne. Pentru că ei <coughs> s-au obișnuit să facă ce le zice unul și altul. Dacă zice unul așa, așa fac. Îmi vine altul mâine, zice, mai fac un turn aici, așa fac. Ca o bandă destui, deci nu și problema. A, păi, omule, noi nu avem bani, nu avem... Nu, îl face, pur și simplu. A, când se supără câte un șeic, rămâne moarte, rămâne neconstruit la nivel... Caută investitor, cum se spune. dacă se supără și nu mai ajunge de 200 de metri înălțime, îl lasă la etajul 30, îl rupe dintr-o bucată. Și după aia îl dă să-l caute investitori. Dar vreau să spun de ce îi construiesc ei. Nu că ar vrea cineva să facă turism. Dumneavoastră, asta vrea să faceți turism acolo? că sunt zone mai frumoase, mai verzi, mai... Mai cu temperaturi, mai normale, nu? Vor să devină o țară turistică că nu va mai fi petrol și gaze. Nu știu, mie mi se pare prea, parcă e nerealistă. Eu cred că nu o să devină niciodată țară turistică. Ce turism face acolo? O să fie o, moară, o mare moartă din care s-a extras tot petrolul și toate gazele. O mare sărătură apăsărată va fi în ea ca marea aia de la Israel, ca marea, cum îi spune, marea moartă și marea roșie. Cam așa va fi golful, <gâmpări> după ani de zile de exploatare, pentru că o trage mereu, mereu, și rămâne apa sărată și ce pasără și mizerie. Și chiar dacă ei au, de astea ecologice, au tot felul de... Ei nu se uită când alocă la un proiect, dacă vine un ecologist și îi spune domnule, trebuie să mai investezi 10 milioane de dolari ca să ecologizezi proiectul, nicio problemă. Da, domnule, sigur, îi scoate imediat, adică îi scoate de buzunar dacă cumva i are la ea. <gângătări> da, deci nu... Mai ales că totul se discută la nivel de, am spus, de așa Au, într-adevăr, au niște sfătuitori, dar să știți că sfătuitorii ăștia merg până la un el tot ce vrea face. A, că degeaba faci sfă sfătuitorul dacă el nu are părere bună despre firma ta sau despre tine, pe funcția care ești. Degeaba să te sfătuiesc ea și tot rău e. Trebuie să te să, să, răzbești în fața lor. Unii sunt foarte amabili și sunt ca și inexistenți pentru atâta doar că ei din banii lui, lunar, salariu. Salariu sau, mă rog, ce mai ai tu? Prime, tot ce se poate da în proiectare. Uh, uh, ca sfat, așa. Domne, făceți-vă un linkedin. Cei tineri. Pentru că în timp tot adăugați acolo. Deci nu, nu trebuie să stai toată ziua cu el să-l bibilești. Dacă s-a întâmplat să treacă și trei ani fără să scriu nimic. Dar la un moment dat a apărut ceva nou de care m-am ocupat. De ce să nu rămână undeva scris să știe lumea ce ai făcut? Păi hârtii, ești drag, mai folosește hârtii. Acum am uitat vin alea de la personal. Când o chem pe aia de la personal, vine țop, 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 țop nu mai convine. Vine tot cu o tabletă, de cu o tabletuță de asta. Și zice, da, ia să vedem pe cine avem azi, ne uităm frumos. da, păi își face și un selfie, își face un țoc, un soc, că e ce ne-am modernizat, adică mai sunt alea de la personal, cum erau odată, veneau cu, cu dosarele și <laughs> informative. Nu. S-au modernizat și ele și de multe ori se recrudează direct de pe LinkedIn. Când e vorba de grabă, un contract de 6 luni, pac, se uită imediat, vede dacă n-ai bifa pusă la cum se la open Door. Nu te bagă nimeni, mai evident, ei să gândesc, doamne, omul la muncă, ce să-l deranjăm acum cu... Îl ținem la interviu o oră pe Skype, pe nu știu ce să mai ține acum, Skype era de mult. Dar acum sunt altele și mai pe WhatsApp-uri, și, și Google are un program foarte bun. În al doilea rând, vă faceți baza de contacte. Foarte important, relația. Deci trebuie să ai relații. Dacă, în activitatea asta e o muncă, fiind o muncă de echipă mare, de cum să spun eu, de, nu zic de clan. Spunea cineva că în petrol și gaze sunt maclanuri. Nu e domnește, ce clan să fie? Deci sunt fiecare cu specializarea lui și fiecare își aduce aportul foarte necesar disciplinei lui. Și managerii integrează toate aceste eforturi ale disciplinelor și face și trage în sus de toți ca să iasă bine, cum să spun, să iasă bine uh, proiectul. Și beneficiarul să fie mulțumit. Că a doua zi, altfel, uh, că nu sunt atât de za mulți manageri în petrol și gaze. Uh, cu adevărat, manageri în sensul pur sânge al cuvântului. Deci, ca să cam știu care sunt și se merge la sigur. Nu, cum să spun, să dau un fel de interviu, da? În general, îți trimite contractul pe poștă. <laughs> o, o, fi suma mea asta? Nu, nu cumva e prea mare. Deci nici nu mai stă să te cheme la interviu de multe ori, că te știe. De la, el a auzit de tine, în altă parte. Și... Pur și simplu, ori pe e-mail, te trezești cu contractul îți da, dă sigur. Trei zile, patru zile să te gândești dacă accepti sau nu, dar când te uiți la sumele alea, n-ai cum să nu le accepți, pentru că pe un petrol și gaze se plătește bine. Nu cap în alte din meserii. Vai de mă. Atenție, nu vorbesc de România. În România, probabil că sunt firme care plătesc bine. Dar probabil că sunt și firme care își cam bază joc de forța de muncă. Ba joc în sensul că nu zic că au condiții rele de muncă, da? fără salariu, domnule, asta e, e, cu condițiile de muncă. Că alea nu contează. <coughs> Dacă îi dai unui proiectant un salariu foarte bun, își ia la ultimul laptop, un i9 sau i7, cu 16 gb de RAM, da? De firmă, și îți proiectează pe el de rupe. Nu are nevoie să-i scoți ochii cu un calculator pe birou pe acolo sau cu un preș antistatic sau cu o cafetieră. Sau... Tu da e bă salariu și are grijă să-și să cumpă. Păi dar eu mi-am cumpărat două laptopuri. Trei de fapt. A unul e vechi să zicem. Ca un i -7 și un cinci. Și ce? Mi l a dat cineva? Sau cum? Tot mi-am adus și m-am cumpărat singur. Nu spun firma. Deși cei care sunteți fanii mei artistici, probabil că știți deja că sunt prezentate în diverse reel diverse short diverse videoclipuri. Na. Diverse surse de conținut pe care le avem. Uh, și... La monitor, iar bine, să aveți un monitor mare, pentru că laptopul, normal, laptop de 17, ia-ți ca să vezi și tu ce faci acolo, nu să, să te uiți cu lupa la ecranul de 15. ia laptop de 17. Știu, dacă vrei să te apuci de proiectare, dacă vrei să stai pe, eu știu, pe YouTube, sau să stai pe internet să cauți nu știu ce, ia și de 15, poți să ții și de 13 că vezi, se vede. Însă, dacă vrei să-l ai, ia yes, obligatoriu un laptop mare și foarte rapid și foarte modern. Când faci și chestii și tranzacții financiare pe el, faci și proiect și bază de date, a, să aibă hard disk, obligatoriu, sub nu n-ai ce discuta. Plus partea de SSD, pe care să meargă foarte repede sistemul de operare. Deci, vreau să spun în comporate, lasă ce hard discuri mai ai dumneata de bază la USB sau la USB 3, USB-C sau la... alea sunt în plus. nu, discutăm de alea. Vorbim de ce are el înăuntru. Ce specificații să mai ai, mă gândesc eu așa? Ca să nu vă luați prostii, pentru că costă bani, costă o grămadă bani. Și dacă le ne inspira, nu ai ce face cu el. Programe, softuri, să le aveți originale, pentru că, vă spun eu, un, un proiectant în domeniul petrol și gaze își permite să-și cumpără și un autocad, dar în vorba că de inginerii nu trebuie să deseneze domeniul, dar trebuie să aibă autocad, pe, trebuie să vadă fișierele, nu? Uh, și mai și desenez, da. Nu trebuie să te transformi într-un desenator și să te și lauzi cu a două. Ce am mai desenat eu n-am tocat și tu ești inginer proiectant. înseamnă că te-a păcălit ăla, te păcălești toți patronii din, din, țara asta. Dacă tu te lauzi cu așa ceva, că ai desenat. Adică ce îi faci lui e economie și nu mai îi angajează el uh, uh, cadiști, nu? Bravo, atunci înseamnă că ai un viitor strălucit. Uh, pe lângă asta, pe lângă laptopul respectiv, neapărat să nu fie lucios ecranul. Ai mare grijă, nu lua cu ecran lucios, ia să fie mat. Că altfel te vezi în el, te vezi în proiect. Și obositor, și nu știi unde să bași prompterul, nu știi unde să pui, să dai cotele, nu știi, deci îți fuge permanent, îți fuge fiind lucios și te vezi în el. Și obositor. Nu mai spun când bate lumina. De asemenea, am spus să fie rapid și secure. Deci toate programele care le ai să fie secure, pentru că, vedeți, faceți tranzacții, faceți rezervări de bilete de avion, faceți cumpărături online, nu? Faceți decontări. nu știu ce... Așa mi-a venit banii pe proiect, pe o parte a proiectului. Mai trebuie să fie tranzacția secure, nu între bănci instrumente de plată, să permită să memoreze cât mai multe parole, că vedeți că dacă, deja s-a ajuns la 200 de parole, cred, pe un calculator și pe diverse site-uri și diverse aplicații. El trebuie să fie în stare, să aibă el controllerul și softul, astfel încât să ți le memoreze automat. Să te știe cine ești încă de când intri pe el, ești tu și numai tu și că nu e vecinul Costică sau eu știu cine, femeia de servici care vrea să joace și ea un șah sau... Deci să fie sicur, o marcă bună, consacrată. Domnule, dacă toba orică iei un laptop de 7000, orică iei un laptop de 4000, cu ăla 4000 îți spune, nu faci nimic. Dar cu ăla de 7000 chiar s-ar putea să faci ceva. Așa că investește. Mai adună bani dacă n-ai. Mai ține-l pe la vechi până... Și la mai azi drang. Ia, ia ce mai bun de pe piață. La o promoție nu zice nimeni să eviți promoțiile. Mi se pare că și eu la, 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 o promoție. Dar în fine, nu punem... De asemenea, ia un monitor. Nu ne un monitor, dar mai mări cel pe lângă el, el și laptopul de 17. Da, ia și un monitor lângă el. Dă prefera să ai și televizor pe el, pentru că monitorul fiind mare, dacă ai și televizor, e dublă utilitate. Când nu-l folosești, îl dai pe televizor și te uiți și tu la o știre, la o emisiune de divertisment, adică e util să fie și tuner. Dar chiar analogic, nu am zis să fie digital. Dar să aibă și posibilitatea asta, pentru că e diferența mică la preț, care are tunerul ăla înăuntru analogic, că nu are 300 de lei în plus deci merită ai 400, da, dar merită e să vede foarte frumos și îl folosește efectiv ca televizor lucrând la laptop, când nu ai nevoie să dai un un plan pe sau un alt document, să-l dai pe monitor nu sunt și cazul de asta. proiectanții știu despre ce vorbesc chiar sunt foarte des ai nevoie să, să, ai două monitoare. Unul al laptopului și încă unul. De asemenea, dacă mai lucrați și acasă, vă sfătuiesc să vă luați și un PC. Tot așa bun, care să nu facă zgomot, fraților. Nu, iarăși, în funcție de ce firmă ei. Sunt care nici nu s-aud, poți să dormi lângă el că nu-l auzi. Dar sunt care fac avioanele. Ca avioanele tarom la Cluj. Asta că tot astăzi am fost la Cluj. Și că avionul era cu elice, deci fără să vrea să era cu avion, făceam o zgomă. Dumnezeu, dar sunt chiar sunt anacronice. Eliciile alea, ferească Sfântul să, să ajungi între ele, că nu mai ești de acolo Dar fac un zgomot teribil. Asta vreau să spun. Tastaturi. Iluminate, evident. Pentru... Și în culori. Măcar să trei culori să aibă. Roșu, violet și albastru. De exemplu. Aibă să aibă Sau galbe Sunt foarte utile la lucru seara și noaptea. Și dimineața de vreme te scoli, ai o idee, o, o vezi imediat. Nu, nu, trebuie să aprinzi lumini să te speli, deci pur și simplu lucrezi pe întuneric la el. Îți vine o idee care nu ți-a venit toată ziua, că și în proiectare mai... Poți să stai, să bați pasul pe loc și odată, ia uite mă ce simplu era, trebuia să fac așa. Dar te luminezi chiar și noaptea, chiar și în vis câteodată. Asta nu înseamnă că sunt oameni care visează proiectarea foarte ușor. Să-i numeri pe degete. În general, cei care visează proiectarea nu se laudă cu asta. adică îți dai tu seama. Deci hai de aici ai învățat de la ăștia. Dar sunt din ce, ce mai puțini și pe calea de dispariție, cum zis să spunea odată. Că, na, asta e vârsta. Noi ăștia care suntem de vârsta asta, ne gândim cu groază cine va veni după. Nu, nu e din identificăm atât de mulți precum eram noi la o anumită vârstă. Noi eram schimbul valabil, cum să zicem. Dar acum, cine o să vină după noi cu potopul? Pentru că că o să vină cine? Nu, nu văd. Deci, facultățile sau au, -au înmuia în mult facultățile. Nu mai sunt atât de exigente și nu mai sunt atât de bine pregătiți. Una la mândă, ca să nu zic prost pregătiți. Proiectarea, e bine să te apuci imediat după facultate, nu să zaci în producție 10 ani, să te lenevești de tot, cu bonuri de masă și cu ce-ți dă -aia, două concedii pe ani și salopetă și cască de protecție, puneți creierul după facultate și fă proiectare, nene. Că da, ai vrut să ajungi inginer, ca să proiectezi ceva, să creezi ceva, în plus față de ce au făcut ei alți până la tine. Pe păi altfel, de ce ești inginer? Numai ca să-l păzești pe maistru și pe muncitori? De, de aia, la mișto până la urmă. De, de ce inginer ești tu aici? Că nu avem nevoie de tine. Deci tu ca inginer ești făcut de Cine te-a făcut de facultate, de profesor, de țară asta, ia-o cum vrei, ca să creezi ceva. Inginerește vorbim, nu vorbim de artă acum. Băi, lucrurile sunt cam similare și în artă. Uh, și nu poți crea ceva decât în proiectare. Nu neapărat nu o firmă de proiectare, nu un institut, nu o academie de proiectare, nu nu știu ce, minister, o firmă, domne. O firmă chiar mică. Dar care să nu-și bate joc de tine, de preferință, să te înțeleagă că mai ai poate și un copil mic, că mai trebuie să pleci ca te-ai îmbolnăvit, nu? Sau că pur și simplu o zi nu te doare capul și nu te simți bine. Nu? Deci suntem oameni, nu suntem roboți. Au apărut deja, mă uit, au apărut roboți pe grupurile mele și de electronică și de telecomunicații și de automatizări. Deci apar chaturi controlate de roboți, le mai pune și figura aia acolo, o figură haioasă așa. Și discută aia cu și Sau uh, postează în locul meu. Bună azi e luni, ce mai faceți? <laughs> o săptămână frumoasă vă dorim. Sau uh, Știați că administratorii acestui grup sunt și pune două puncte și îi pe toți. Deci asta cam face inteligența artificială momentan. A și mai detectează limbajul vulgar. Ceea ce e foarte bine, pentru că în grupurile astea, mai grupuri de meserii, electronică, automatizări, telecomuri, mai sunt de bucătari, au ce căuta tot felul de nebuni, de înjurături, de bețivi. De... Deci, asta e, e bine că le taie inteligența artificială, le taie expresiile alea. Le șterge efectiv, imediat. Le detectează și le șterge. Le, 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 le trimite la gunoi. Uh, nu mai spun că poate poate să-l dea și afară, mi se pare, și să. sau să-l propună la administrator pentru a fi exclus din grup. Da. Uh, acum, ce să vă spun? Parcă nu mai era nimic aici care să vă... Da, nu știu, ori s-a consumat ceva la tabletă, că văd că... Ah, bă, da, a apărut. Intră de pe Facebook o grămadă de mesaje. Cred că o să dezinstalez de pe Facebook. Deși m-am făcut persoană publică, sunt mare pe Facebook acum. Barita e persoana publică. A rămas mesageria aia, domne, și care cam deranjează, pentru că intră mulți direct de mesagerie și îți apar cerculețe de alea, unul după altul, cum apar acum aici. Deși le-am tăiat notificările, dar apar cerculețele alea multe, cu diversi care trimit mesaje. Ur m-am gândit eu, bă, dacă îi dezinstalez messengerul, da, nu mai apar alea, nu mai au unde, decât poate apar niște notificări foarte mici roșii, sau eu știu, poate nu apar deloc. Dar am zis că totuși poate am nevoie și eu să vorbesc cu cineva la un moment. ce dracu, să stau să le instalez atunci, adică e mai mare dar rău, că e, e, bun totuși messengerul ăla pe undeva, nu e... L-au gândit bine, nu? În general și Facebook-ul, și YouTube-ul, și Google sunt gândite foarte bine, au colective interdisciplinare, eu am și colegi care lucrează pe acolo, eu îl cunosc pe unul, Larry Page, e bunul meu prieten. Lăsăm la o parte orice glumă. Și am fost acum 5 ani, printre cei 32 de friends pe Facebook ai lui. Larry Page e CEO Google și a vrut o perioadă, deci o perioadă delimitată în timp, ca să zic așa, să aibă un grup pe Facebook cu 30 și ceva de prieteni. Alege de el, de, de, de toată lumea. Deci aveam și o prințesă, aveam și un bucătar. Era și, eu știu, un inventator. Lume foarte colorată, mai mult de 35 nu erau în total. Eram prieteni între noi și grupul era privat, dar se vedea din exterior, în sensul că se vedea. Și toată lumea vedea. Deci vedea cine ți prietenii lui. se vedea. Și e bine zic că eram asaltat de diverse persoane, că vor și ei să fie și ele prieteni. Deci zic, eu n-am nicio influență, domne, la Larry Page. M-a pus pe mine, nu știu cum o fi ales, probabil că, eu știu, i-a plăcut anumite activități de ale mele. Da, am și eu o invenție care nu ține de petrol și gaze, deci nu are rost să discutăm acum nu e încă patentată, e undeva la cum îi spune biroul de invenții european. Am avut card, le-am încărcat direct în rețea în Gemalto, sistemul de încărcare a, lor, a documentelor în rețea. Dar, sincer, ce se întâmplă? cereau niște sume exorbitante pentru a le corecta și a le gestiona. Adică m-am trezit că am de plată vreo 5.000 de euro că, ca să-mi valideze mie invenția și mă mulțumesc. Azi când fac eu invenție și dacă o fi o aplic, dacă nu, nu și am terminat povestea, dar 5.000 de euro nu. Nu m-a tentat să dau la oficiul de invenții european. Acolo a fost aplicat formele pentru invenții. Uh, repet, nu era de oil and Altceva, de, legat de creații artistice, de copyright, de obținerea automată a copyright-ului în timpul creației, și cu totul altceva. Nu. Și a fost, uh, el le-a văzut, uh, probabil că le-a văzut undeva online, pentru că au tot felul de consilieri și M-am trezit cu cerele de la Larry Page de prietenie. Și nu măcar am acceptat-o, și vreo doi ani buni am tot fost prieteni acolo, în grup. M-am să și cu prietenii lui și acum am câțiva prieteni. Un Liebot, nu știu cum se numește, a fost. Uh, are un profil așa cu o coroană, nu știu, una în țările astea, Croația, sau nu știu pe unde. Domnul spunea că e prinț. Să poate, nu, nu, exclud. Are un profil cu o coroană, v-am spus. Uh, și mai, încă sunt prieten cu ei, dar nu -am, am mai comunicat. Pentru că la un moment dat, uh, Larry, Larry pe s-a săturat. Și a zis așa, domnule, nu, mi ajunge. Experimentul a fost făcut. A vrut să vadă cum se integrează YouTube, Google și asta în Facebook. Există, bineînțeles, o interconexiune. Logic, nu? la posteri și la alte lucruri și să simtă, cum să zic, pe el și oamenii lui, că era urmărit, fiți sigur, numai de ăștia 30, era urmărit de toată echipa de la el de acolo și la un moment dat el s-a retras din grup. Și practic am rămas noi, dar ne-am dizolvat și noi pentru că, cum să zicem, ne fiind el ca șef, nu ne-am mai ai vorbim când și când, acum am o doamnă care uh, Cred că asta l-a impresionat foarte mult Făcea niște flori excepționale Desenate de ea Domne dar excepționale Adică era atât de frumos Dar atât de creativă la desenele ei Încât uh, rămânea impresionant Una din ele mi-a dat și mie pentru o creație Nu vă spun care Că are drept de copyright și nu am chef de Deci uh, asta am vrut să vă spun uh cu prietenia mea cu Larry Page. De multe ori, când spun chestia asta astăzi, mă iau că sunt un pic dus cu pluta. N-au decât pentru că chiar am fost și vreau să spun când eram în grupul acela ales de el, eram asaltat de alte persoane, de prieteni de ai mei de pe Facebook sau prieteni reali din viața reală, în care mă rugau să nu, să mi o pilă să fie și el prieten cu le și că cine știe ce vrea să-i propună. Probabil că vrea să-i propună să cerea niște bani, vă dați seama, e o situație disperată. Ceva, cine știe ce vreau să-i mimeze lui acolo. Și s-a săturat de chestiile astea, probabil că chiar le-au dat și chiar uh, au, uh, chiar au, au, gajat pentru asemenea tranzacții. Eu niciodată, domnule, m-a ales pur și simplu ca pe orice om fără... N-am câștigat nimic decât o oarecare experiență și uh, Larry mi s-a părut cel mai normal om de pe pământ. Deci, cum să spun, n-ai fi zis că e șeful Gogol. N-ai că e un om normal, cu bun bun simți, cu lucruri de viața reală. Ia dacă vă spun că în grupul ăla era până și barmanița de la cafeneaua unde își bea el zilnic cafeaua. Deci vă dați seama că omul a vrut să simtă un pic pulsul Facebook-ului. Încă nu era, probabil nu era prieten cu, eu știu, cu uh, Zucker. Și uh, a găsit modalitatea asta foarte onorabilă de a face niște prieteni în un grup mic și a studia cum postăm, cum postează el, cum comentăm. Era totuși acum șase ani. Deci încă nu era așa dezvoltat Facebook-ul. Nici Google nu era parcă era mai dezvoltat un pic. Era YouTube, era... Dar Facebook-ul era cam incipient așa cu șase ani și acum are și el și Facebook o, dezvoltare, o dezvoltare fenomenală. Adică, uh, jos pălăria. Chiar te întreb la un moment dat cum de program... Ia sunt chiar programatori. Doamne. De... Cum programatorii aia reușesc ca asemenea performanțe, Pentru că uh, face niște chestii, de chiar rămâi uimit la un moment dat Facebook. Dragii mei, eu cam asta am avut să vă spun. Ăsta a fost CV-ul meu. Dar am vrut mai mult să vă dau sfaturi, pentru că CV-ul meu nu mai contează. Contează al vostru, mai ales dacă sunteți tineri sau în formare, în, în ascensiune. Sper să mai prindeți și voi meseria asta de proiectant în OEL Sper să o mai prindeți. Ca să vedeți că e bună totuși, adică nu, nu e de lăsat ca meserie. Tot să bați să fie programator, să fie IT și de-aia dacă o să fie nevoie. Până la urmă mai trebuie și alte meserii, nu? Pe lumea asta. Și uite sunt, v-am spus, sunt multe specializări implicate în acest domeniu. Foarte multe specializări sunt până și sisteme de telecomunicații sunt în petrol și gaze. Mai puține, bineînțeles, decât partea de automatiză, dar sunt. Cineva trebuie să le facă și pe alea să le proiecteze. Un proiect vine de la cap la coadă, deci tot. Nu vine pe bucățele așa. Aia fac un rac, noi facem un robinet, mai pui tu o linie de 2-20, unul -un și, și tu un calorifer și gata. Nu. Deci e o muncă frumoasă, interdisciplinară, care implică ingineri bine pregătiți din toate domeniile, mai puțin aerospațiale, să ne ierte acum, dar nu, nu e cazul aici, le-au ei, pare lor, și zic că am fost util, în sensul că am preferat mai mult să vă dau niște sfaturi, decât să vă îndob ca curcanii să vă citesc de aici niște chestii care poate unii din voi nu le știți deloc, Poate unii dintre ați auzit parțial, dar nu vă interesează, sau poate cei care vă interesează nici nu vă mai uitați că deja le știți. nu Documentele mă refer unui proiect sau activitățile din faza unui proiect sau ce trebuie să facă un manager într-o anumită echipă sau într-un anumit moment. Vă doresc uh, multă sănătate, uh, fericire, putere de muncă, bineînțeles. Uh, și ca să închei, sper că vă place tunsoarea mea, pentru că abia m-am tuns. <laughs> și am zis că dacă abia m-am tuns, uh, hai să fac și video asta, că dacă ați observat cine mă cunoaște, nu prea mă vede des. Pe, nici pe live-uri, nici pe, nici pe videoclipuri. Deci, faptul că am apărut acum, odată cu cel cu videoclipul de 10 minute, legat de altceva decât de partea tehnică a mea. În afară de acel videoclip, și acesta, care e mai lung, e la normal să fie mai lung pentru că și te mai, mai și putea fi până dimineața, dar haide să ne respectăm reciproc și să mai avem și act alte activități în seara asta. da, deci m-am întuns și, cum să spune, să-mi fie de bine. mă simt foarte bine așa, aveam părut prea mare, deși, într-adevăr, era frumos și buclat așa, mare cum era, dar... Mereu mi-era cald, Mereu îmi venea în și la volan când conduceam. Când puneam șapcă sau pălărie sau ce mai puneam, îmi cădea jos basca, basca. jos șapca de la vânt, pentru că era părul exagerat de mare. Și am zis, domnule lasă treacă iarna, că vine primăvara și se face calm, mă tun frumos și mă simt mult mai bine. Plus că te speli mai ușor, și la duș, să usucă imediat, doar că poate trebuia să-i fac niște bucle sau o freză și apoi să-l vopsesc, așa, în trei culori, roșu-galben și albastru. E <laughs> glumesc, bineînțeles, ca să, să închiem optimist acest videoclip. Nu fac foarte des pentru că nu am avut subiecte, în afară de creațiile mele pe care mulți le știți, Uh, nu, nu, sunt genul să fac uh, live-uri de-astea, uh, gen uh, omul care să plimbă, uh, <laughs> 8 ore să tot plimbă, da să tot plimbă, domnule, nu se mai oprește. Sau uh, soțul și nevasta care să plimbă împreună tot uh, 8 ore, uh, sau eu știu, bun, sunt locuri frumoase, dar parcă te uiți, te uiți, să te uiți la un moment dat că am sat eu, hai cât să mai plimbă ăștia, nu mai termin o dată? Pentru că e normal, toate au și un sfârșit, și un început. La, la început stai cu ochii căscați, te uiți la răia cum să tot plimbă. La, poate mai bine în timpul ăla ieși și jucai un basket sau un fotbal sau te duceai la not sau făceai o plimbare în aer liber. Sau poate mai bine te plimbai tu prin locurile alea decât să stai, ai să te uiți la altul cum să plimbă cu trepiedul în mână. Cu, cu aparatul de filmat în mână. Deci, uh, uh, clar că toate au și un sfârșit, în sensul ăsta. Uh, deci, uh, încheie acum. Uh, uh, Urându-vă, în continuare, weekend plăcut, pentru că astăzi e de-abia sâmbătă, și uh, urmăriți canalul meu de YouTube care în continuare are nevoie de abonați, cât și de ore de vizionare. Deci nu faceți economie, puteți să lăsați <coughs> listele continuu să meargă. Deci sunt lucruri plăcute, frumoase, până și... Deci nu deranjează, parcă e mai, deranjează mai puțin o listă de poezii decât o, o, listă ACDC sau Nazaret sau o listă Aerosmith. Nu mai vorbesc de metal la metalist sau de alte chestii de genul ăsta. Deci, cel puțin, eu am observat în cazul meu, de multe ori când vreau să mă relaxez, îmi ascult propriile liste de poezii. În căști sau pe difuzor sau pe televizor și constat că mă relaxez. Deci, merge treaba. Sunt plăcute. Nu sunt ceva stresam care să-ți necesite să închizi aparatul sau să închizi sonorul sau nu. Din contră, la un moment dat chiar adormi așa, te, te relaxează până. <coughs> Sigur că asta trebuie și o cultură, trebuie să-ți placă poezia, pentru că dacă de la început te formulezi că mie nu-mi plac poezile, eu nu, nu sunt cu literatura, dar păcat că nu știi ce pierzi vorba cuiva. E, Asta este ca în proiectare. În proiectare, creația este un proiect. În orice disciplină. Și proiectul ce face? O mașină, un rezervor, așa, o stație de compresoare, o stație de rezervoare, un depozit subteran de gaze, un, cum zicea, de comută conductele da? între ele de, de gaze. Deci, în proiectare, procesul creativ dă ceva într-adevăr util și uh, foarte necesar oamenilor. Păi e la fel și în artă. Procesul creativ ar trebui să dea ceva foarte plăcut oamenilor. Tot creație este și acolo. Indiferent, una e creație tehnică, una e creație artistică. Dar tot creație este. Și fără creație, omenirea ar sta pe loc. Numai creația o aduce și o duce mai departe. Asta e definiția creației. Faptul că noi am ajuns unde suntem se datorește și creațiilor, generațiilor anterioare, al altor semeni ai noștri și nu, nu se datorește al altui, al cuiva. La revedere!